Uh, bună seara, bună seara tuturor, uh, cred că bună seara pentru prima dată pe anul acesta, pe anul 2023 Nu am făcut live anul acesta, așa este? Ia spuneți-mi <laughs> uh, Vă rog, vă rog să-mi spuneți dacă ne auzim și dacă ne vedem perfect, dacă muzica e în regulă și nu e mai tare decât vocea mea Uh, da, cam atâta, haideți Vă rog, spuneți-mi dacă totul e în regulă din punct de vedere tehnic Ca să, ca să putem să trecem la cioacele <laughs> Care urmează a fi dezbătute Totul e ok, spune Anastasia, Andreea Popescu Haideți să vă iau pe rând Să vă iau pe rând pe toți Haideți să vă salut Uite, Andreea Morcot Morcot Care comentează foarte mult în ultima vreme Îți mulțumesc că ești alături de noi Bună seara, bună seara Fer-noga, Claudiu, salut, salut CF. Uite, fac bine. uite, CF, uite, F cafea. E o cafea rece ca gheața. Bună seara. Ana Aișe la fel comentează foarte mult în ultima vreme. Am văzut, să știți că vă vă, vă cunosc. Bună seara Ana Aișe, Denisa. Bună, 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 bună. Anastasia Andreea Popescu, iată, alăturată de mai bine de un an, de vreo 17 luni, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Salut și bine ai venit și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești alăturată a acestui canal, ești întunecată de mai bine de un an, îți mulțumim foarte mult! Ce faceți, Andreea Morcoț? Îți întreabă foarte bine, uite, dar bănuiesc că întreb și chatul, te bănuiesc că toți facem bine? Imagineria Story. Salutări, baftă cu live-ul, nu pot sta. Nu e nicio problemă, live-ul va rămâne pe canal. Vreau live-urile acestea să încerc să pun mai mult production value în ele ca să rămână pe canal. Celelalte o să rămână pe privat, poate o să rămână doar pentru membrii, dar momentan sunt pe privat, dar acestea, începând de acum încolo, or să rămână or, or să rămână publice și o să le poată vedea oricine, când dorește. O să încerc să vorbesc mai puține prostii. <laughs> Așa, mergem mai departe, uite, Butnariu Iuliana, salut Butnariu Iuliana, spune că este sub pătură, cu pisica, <laughs> cu pisica, cu ceaiul în mână, afară plouă, la noi... Budnariu Iuliana, să știi că ninge, pentru prima dată la noi în Iași ninge și ninge ca în povești. E foarte frumos afară. Și uite, nu e afară pentru că am ales să stau cu voi la ce Gașpale Manuel, salut, salut, salut. Și îți mulțumim și ție de asemenea că ești alăturat întunecat al acestui canal de mai bine de un an. De fapt, cred că toți membrii care sunt acum uh, ai canalului sunt de mai bine de un an. Sunteți foarte vechi, sunteți învechiți între ale întunericului. <laughs> Uite, Andreea Morcot spune așa. Când eram la muncă îmi puneam căștile și îți ascultam poveștile, chiar și de două ori la rând. Doamne ferește! <laughs> ce, ce job ai? Ce jobai, De unde ne scrii? Și ce job ai? De permis să stai să asculti poveștile mele uh, în timp ce ar trebui să fii atentă la lucru. Sper că nu lucrezi la vreo presă să-ți prinzi degețelele. <laughs> Uite, Ana și spune că așa făcea și dânsa. <gânde> unde lucrați? Unde lucrați? Stați că pierd chatul. Așa. Lumea spune că totul e ok, totul e ok, bun, mergem mai departe. Remus, salutare întunecaților. O nouă povestioară cumva. ajungem și la ea, ajungem și la ea. toată lumea spune că ne auzim ok. Ramona Pribej, Pre Prejbeanu spune că tine de perfect. O, oh, sunt perfect, numai Dumnezeu e perfect, spunea prof fosta mea profesoră de desen din liceu. <grafi> așa. SNW Gaming Station. Salutare, salutare și dumneavoastră. Răzvan, răzvan, spune așa. George, te-ai gândit să faci o carte cu poveștile tale? M-am gândit, nu o să fac asta niciodată. <grafi> Prefer ca poveștile mele să le spun în format de jocuri video e mult mai e mult mai interesant și mult mai uh, marketabil, da. Nu cumpără lumea cărți, sau dacă cumpără nu uh, e, e foarte greu, dacă vreți o să discutăm uh, uh, despre chestia asta un pic mai încolo când chiar o să vă recomand o, o să vă prezint o cărticică scrisă și ilustrată de o fostă colegă de a mea de facultate. Să vedeți ce aventură interesantă. Așa. Îmi <coughs> cer scuze, stați mai, iau o gurișcă de cafea. Alexandru Grosu, bună seara, bună seara și dumneavoastră. Para, salut, salut, para, salut. Așa. Alexandra Cuțanu, bună, bună, salut. Mona Lisa Ioniță, salut, salut. Un an, trei luni și zece zile, spune Anastasia, este, de, este întunecată de un an, trei luni și zece zile. <laughs> Cum era filmul ăla? 3 uh, loganuri, 2 frigidere și un televizor. 3 <laughs> luni, 2 săptămâni și nu mai știu cum era. Și o zi sau cât era. Așa. A, nu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Da, 4 loganuri, 3 frigidere și 2 televizoare. Doamne. Uh, Rotaru Petrus. Salut, salut, salut. Uh, uite, nu uita, salutare, salutare. Uh, zice Andreea Murcot, ce te-ai schimbat? Unde m-am schimbat? Nu m-am schimbat, am aceeași cămașă ca și pe live-ul trecut E aceeași cămașă pe care o port în mai toate live-urile din cauza că ajută la white balance-ul camerei Am o cameră destul de ieftină și o dă când în albastru, când în roșu când în Și dacă port cămașa asta roșie, ajută foarte bine la imagine și rămâne constantă Deci nu m-am schimbat <laughs> Așa Andrei Pocotila. Pocotila, salutări din Olanda, salut! Salut pe unde ești, ești prin Red District sau unde el e, e? E în Olanda, nu? În Amsterdam, nu zic prosti, nu? <laughs> Cum e pe acolo? Am înțeles că vor să mute Red District pe acolo. Salut din UK, spune Rotaru Petrus. Ah, nu știam eu de unde am vizualizări din UK. Mă uit în uh, Studio Lab acolo și văd că am foarte multe vizualizări din UK, după România, ceea ce uh, mă bucură foarte mult. Da, vă rog să mi scrieți de unde îmi scrieți. Spuneți-mi din ce, din ce, țară dacă sunteți în altă țară și sau dacă nu din ce județ, din ce oraș îmi scrieți, că chiar sunt curios. Să vedem cât sunteți din Iași, cât sunteți din zona Moldovei. Așa. Sebi089p spune așa Salut George, ador poveștile tare Mulțumesc, să știți că în ultima vreme am început să le ador și eu Mai mult ca oricând Pentru că am început să scriu niște povești care chiar uh, um, Cumva au stat mult timp în mine Și acum încep să iasă Să-și scoată tentaculele, cornițele și copitele Și uh, să știți că urmează chestii foarte interesante pe canal Rotaru Petrus spune, te ascultam din UK și eu și prietenii mei, să știi că ai niște povești grozave. Mă bucur că, mă ai împărtășit și cu prietenii tăi poveștile mele și sper că vă țin de urât noaptea. Așa, Uh, uh Andreea Morcu spune că a lucrat în Olanda la cules de ardei iuți. Foarte interesant, foarte interesant, spor la muncă. Atunci are sens să asculti povești horror. <laughs> Ana aici spune, eu sunt studentă, când am de învățat sau nu știu când am laborator îți ascult poveștile întunecate. Când ai de învățat, asculti poveștile mele. Trebuie să fii atentă la școală acolo, lasă poveștile mele. Așa, nu uh, Ionut Spor Porcarin. Salutare, salutare. Bogdan Măs, salutare. Budnariu Iuliana, da, lumea cumpără cărți. E, ba da, e mai greu, mai greu. Răzvan, Răzvan întreabă ce am făcut de Revelion. Să știți că vă răspund la toate întrebările, așa că <laughs> aveți de stat în seara asta cu mine. Ce ai făcut de Revelion? Ce ai făcut de Revelion? Păi ce am făcut de Revelion? Că nici nu mi-aduc aminte. Adică am, am, fost atât de lipsit de inspirație încât n-am făcut mare lucru. Am mers, am mers ca de obicei la slujba dintre ani la biserică. În drum spre biserică am asistat la un minunat foc de artificii și eram să fim împușcați, cum s-ar spune între ghilimele, din cauza că niște oameni mai puțin pricepuți între ale piromaniei sau cum se spune, ale pirotehniei Au încercat să arunce niște artificii și au pus cutiuța aceea cu șase sau câte erau Au pus-o cumva pe asfalt, ea trebuia fixată bine în pământ și cutiuța s-a răsturnat Iar artificiile acelea au pușcat spre noi, vă dați seama, a fost un bombardament, ne-am speriat Și slavă Domnului că nu ne-am luat foc și nu ne-au ieșit ochii tata a tras o speriatură foarte mare. Dar în rest cam atâta. N-am fost la slujba dintre ani, a fost foarte frumos. Am venit acasă, am băut un pahar de vin, am văzut și artificiile și după ce am culcat, că de obicei nu-mi place să stau foarte mult. Uh, da, cu soția. Și cam atâta, nu, nimic uh, interesant, nu, nu scu petrecerile, nu sunt, îmi, îmi place liniștea. <laughs> Așa, de când te-ai tuns, ești Player de România. Oh, yeah, I'm Player. <laughs> Aș vrea eu să fiu. De fapt, nu să fiu, să am abonații lui și succesul lui. De altfel, să știți că cred că e unul dintre puținii youtuberi care fac gaming și pe care îi mai urmăresc din când în când și pe care îi înghit. Majoritatea sunt foarte isterici, sunt foarte flamboianți, așa. În schimb, omul acesta chiar îmi place. Chiar îmi place. E un tip foarte modest, foarte simpatic. Și are un umor negru incredibil de interesant. Așa. Salut, ai putea să încerci să faci live pe TikTok? Așa poți ajunge la mai mulți oameni, spune Teo Cristian. Dragă Teo Cristian, nu o să fac chestia asta niciodată, uh, nu o să mă vedeți făcând challenge-uri în care o să dansez sau o să fac lip la cine știe ce melodie. Uh, nu, nu o să fac chestia asta. Uh, am făcut câteva filmulețe, ca să spun așa, pe TikTok în care am uh, luat... Uh, uh, visual art, ca să zic așa, material video din poveștile mele și am pus diverse fragmente, iar pe audio am pus, am trimis oamenii să se aboneze la canalul de YouTube. Dar nu fac chestia asta, mă obosește, numai cât intru, nici măcar nu intru de pe telefon, am făcut uploadurile de pe PC și e incredibil de obositor. Oricât aș vrea, oricât se spune că algoritmul îți va recomanda videouri pe măsura videourilor pe care le urmărești, adică pe nișa ta, nu, nu rezist, numai cât intru și văd minori sunt pe acolo, mă simt, plus că eu nu sunt de acord cu platforma aia, mi se pare o prostie, e o chestiune sinistră, nu, uh, nu. Așa. Uh, uite, spune para, pare ești din Suceava, a, ah, ești de aproape, ești ninge frumos, pe păi, dacă ninge la Iași ninge și în Suceava acolo, la cetatea de scaun. Uite, uh, Andreea Morcos spune că e aproape de ea și cam la două ore. Oh, foarte frumos. Uite, Melisa, eu spune salut din Timișoara. Salut, salut, Melisa. Uite, eu scriu din Constanța, spune Ana aici. O, oh, frumos. Ninge la voi în Constanța? S-au terminat, -au terminat de, de, renovat cazinoul? Am fost, cred că, anul trecut la mare și uh, cazinoul era înconjurat de plasă din aceea verde pentru uh, protejat oamenii care trec pe stradă să nu le cadă bolovani în cap. Și spunem, e renovat că dacă nu, dacă e renovat, poate trec vara asta să mă bucur de frumusețea acelei clădiri. Uite, o mică apropo de Constanța, de cazinoul de la Constanța, o mică reflexie de-a mea. Mă gândeam zilele trecute uh, la clădirea asta și mă gândeam, domne, cât de frumoasă, e o, e o bijuterie o arhitectonică clădirea, dar e o bijuterie. Dar gândiți-vă că acolo, ce, ce înseamnă să treacă 100 de ani, da? Și să fii detașat, să existe intervalul acesta de timp foarte mare, da? Gândiți-vă că acolo, locul acela era uh, Era echivalentul păcănelelor de astăzi. Vă puteți imagina? Adică acolo era un loc unde oamenii se duceau, oameni bogați sau mai puțin bogați, care se duceau și puneau averile la bătaie, uh, își hrăneau până la urmă niște. să zic, da, până la urmă niște patini, niște vicii, da, și își cam distrugeau viața. V-ați gândit vreodată? Numai că era prezentat, e prezentat într-o formă foarte frumoasă. E interesant. E interesant. Cum ar fi să-l să, să facă din nou păcănele, să facă un cazinou la să fie păcănele, Doamne ferește. Dar gândiți-vă la chestia asta, cam, cam asta era atunci, era un fel de o păcănea foarte mare. <gântuia> Pentru oameni foarte bogați. Uh, Alexandru Grosu spune așa Că-mi scrie din UK Salut, cum e vremea prin UK? <laughs> Salutări din Focșan, zice Remus Aici ninge superb Păi da, mi-a spus tata că în Vrancea uh, că s-o strâns chiar s, -o, s -o zăpadă chiar de un metru Bună seara, părinte, zice Radu <laughs> Doamne, ajută <laughs> Părintele poveștilor horror Să nu, să nu, să nu curcăm borcanele uh, Radu într-o săptămână ți-am auzit toate poveștile când am dat de canal, prea bun, Alt, altfel trece munca cu tine Mulțumesc frumos și mă bucur că ai ascultat toate poveștile, deci înseamnă că ești nou pe canal, așa că bine ai venit în canal uh, Mergem mai departe uh, Para, eu de revelion am ascultat poveștile cu soția, oh, doamne ferește, <laughs> mă bucur să aud asta uh, Uite, între... stai că mi-a fugit un comentariu din fața ochilor, așa, stați că îmi pleacă chestiile astea da, stați să trag ăsta așa și ăsta așa. Mon, acum e perfect. Îmi pot hrăni și eu narcisismul să mă văd pe mine aici. Uh, Remus, uh, nu Răzvan Răzvan spune așa, de ce multe povești au loc în URSS? Bună întrebare. Uh, a fost un episod, a fost o perioadă în care am uh, am zis, măi, hai să fac așa, mă uitam la, la un serial pe YouTube, uh, o, uh, se numea Deadly Women. Și era practic o prezentare, erau diverse cazuri de femei ucigașe și erau pur și simplu povestea lor. Și am zis, ce-ar fi să fac așa? Să combin ideea de Pulp Fiction, de reviste din alea din anii 40-50 cu detective, cu pac-pac, cu Uniunea Sovietică și cu ideea asta de Deadly Women. Și a ieșit chestia asta. Uh, a fost o perioadă, adică uh, n-am mai scos de atunci povești de genul ăsta, dar a fost foarte interesant, a unis așa de telenovele din asta Și mulți m-au acuzat că sunt telenovele, dar pur și simplu mi-a plăcut chestia asta, am făcut-o, de ce nu? <laughs> mi s-a părut foarte interesant și da, ăsta e motivul pentru care multă parte din uh, poveștile, în special mai vechi Acelea cu femei periculoase se petreceau în urmă, am vrut eu să fac o combinație nebună acolo Așa, Rotaru Petrus spune da, George, sunt în UK și ascult poveștile tale zi de zi. Pe dubă, făcând livrarea acasă. Și când mă pun să dorm, povești foarte grozave. Și le-am văzut pe toate de zeci de ori. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Ai grijă la drum, da? Să fii atent la drum, Ai grijă cum conduci. Budnariu Iuliana, eu lucrez în proiectare navală și când am ceva greu de făcut, bag căștile, poveștile tale, super wow. Mulțumesc, bunăriu Iuliana, să știi că sună foarte intimidant în ceea ce faci tu acolo. Proiectare navală, sunt foarte intimidant în ceea ce faci. Uh, uite, spune Gașpa Emanuel, îmi aduce aminte, ai activat funcția de join acum un an și 5 luni și 25 de zile, mă întreabă. Uh, foarte probabil. E, da, e de vreun an și ceva, de un an jumate. Uh, Ionut Porcarin spune așa Ar fi super să mai faci povești cu anumite slujbe bisericești Cum a fost slujba de la miezul nopții și turma lui Ilie Ei bine, dragilor, să știți că mai urmează astfel de povești uh, Pentru că îmi plac foarte mult Și, da, trăiesc într-o zonă a țării unde uh, 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 Cum să mă exprim așa frumos uh, Infuzia de religios în viața de zi cu zi, este foarte foarte se simte foarte bine, da. Și așa că sigur, vor mai vor mai urma astfel de povești, chiar următoarea, chiar următoarea. Alexandru Grosu întreabă așa: Te-ai gândit să faci o poveste legată de epidemia de ciumă din 1346? Nu m-am gândit să fac uh, o poveste despre asta. Chiar nu m-am gândit. De altfel ați văzut că Cred că am o singură poveste pe canal, a cărei acțiune se petrece undeva pe la sfârșitul evului mediu. Și e omul capră, e o interpretare a mea, personală. Deci, da, o, probabil o să fac, scuzați-mă, mi-a mi fugit ceva dinaintea ochilor. Îmi fug comentariile dinaintea ochilor că se adună. Și nu vreau să ratez niciunul, vreau să vă răspund la toți, pentru că îmi imaginez că vă simțiți foarte bine când dialogăm. Anaise, nu, cazinoul din Constanța nu e terminat Încă se mai lucrează, abia aștept să-l termin E o bijuterie, e o bijuterie Para, stau cam departe de cetate Am fost acolo să vizitez și la Rock Castle Se face acolo la Suceava, Rock Castle? Interesant, nu știam Eu știam de un, un festival de rock la... Acolo unde am stat eu zim, la Râșnov, la cetatea aia Interesant Salutări tot din Constanța, spune Alex Mâncă Bună seara, bună seara Salutări din Severin, spune Ionut Bogdan, Bogdan, Bogdan nu sunt Bogdan nu Radus. Iertați-mă, v-am zis, mai îmi fugă în comentariile din fața ochilor și mai Bună seara, spune Vasile Mirea. Bună seara, cine mai povestește în seara asta? Păi dacă mă încurajați și îmi puneți diverse întrebări, putem face un dialog foarte interesant. Și o să povestim o grămadă. Bună seara, Adelin Bora. Bună seara. Anaise, cum ar fi să faci o poveste despre Putin cu războiul din, cu Ucraina? Glumesc. Mă bucur că ai zis că glumești. Nu pot să fac uh, astfel de povești. Uh, uite, mărturisesc că am avut la un moment dat o, un gând din asta așa, care, o, o cioară care mi-a zburat așa pe lângă ureche rapid, când a început invazia... Acum un an. Acum un an. În februarie, să face un an, da imediat mi-a trecut prin cap să fac ceva despre război, cumva inspirat de ce uh, se petrecea acolo. Dar uh, imediat mi-am spus uh, nu nu pot să fac chestia asta, eu nu pot să mă folosesc sigur, dacă aș fi făcut o poveste creepy pe asta, uh, ce urmează să se întâmple în Ucraina, uh, vă dați seama că algoritmul YouTube m-ar fi luat, m-ar fi împins, ar fi fost extraordinar și aș fi avut succes, dar am că nu este moral corect să fac chestia asta, nu pot să uh, uh, fac o pastilă de entertainment, ca să zic așa, dintr-o adevărată tragedie lipsită de absolut brutală. Deci nu, nu nu fac chestia asta. De altfel, chiar atunci începusem să scriu povestea Avionul meu s-a prăbușit. Și începuse, în cap aveam ideea să scriu această poveste inspirată de ce se petrece acolo, după care am zis nu, trag linie, nu pot să fac chestia asta. Am lăsat povestea de, deoparte și după vreo câteva luni de zile, dacă nu mă știu chiar jumătate de ani, povestea aceea s-a transformat în povestea cu canibal cu războiul din... Uh, cu acțiunea în al doilea război mondial. Vai, stați că avem niște donații. Uh, butna, butnariu Iuliana. Uh, cazinoul o să fie Lidl sau Maxim Mega. Doamne ferește, doamne ferește. Îți mulțumesc foarte mult pentru donație. Banii vor fi puși pentru cafea. <laughs> Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Să știți că mă ajută foarte mult uh, donațiile voastre. Uh, Răzvan, Răzvan îți place cultura este europeană? Păi, de cum să nu, cum să nu, îmi place, îmi place, îmi place foarte mult. Când o să mai faci povești cu ritualuri, mi-au plăcut tare mult. Uh, povești cu ritualuri, să știți că nu prea... Nu, a, a, ați văzut acele povești cu thumbnail-uri Mov, ritualul regilor, și nu, nu prea îmi trece... Nu-mi trec prin cap idei pentru ritualuri, nu știu, mi se par plictisitoare pentru că n-au... Uh, adică nu au o acțiune, nu au... Știți cum? Nu au acea structură de introducere. Uh, acea expoziție, conținutul, un punct culminant și o încheiere. Au și atunci de ce să fac chestia asta? Nu prea am vin. Uh, Bucovina Rock Castle ne spune para că se numește. Aha, a, a da, am auzit, da, da, da. Anastasia Andreea Popescu a adună 25 de lei pentru cafea Mulțumesc foarte mult Și spune așa Mai știi povestea de la mine? Ar fi ok spusă măcar pe live Dacă nu pe canal Tot respectul și dragostea pentru ceea ce faci O da, păi stați un pic Pentru că am promis aici că lecturarea și discutarea povestilor de la abonați Începe uh, de la o donație de minim 25 de lei Cu mare drag fac chestia asta uh, Citim povestea ta uh, Numai că nu o am Poți să mi-o -mi trimiți și ne uităm, pe, ne uităm peste ea cu mare drag da? Ne uităm și discutăm, adică această lecturare a povestioarei, a povestioarelor pe care mi le trimiteți voi, o să le lecturăm și le discutăm împreună Pentru că am văzut că foarte mulți întrebați um, cu, ce să fac ca să scriu o poveste horror bună sau cum să mă apuc de scris povești da? Și haideți să descoperim împreună, să învățăm împreună cum putem să, să scriem o poveste ca lumea horror, da? Deci, te rog, Anastasia Andreea Popescu, îți mulțumesc foarte mult pentru donație. Trimitem la mailul meu Darcania Works. O să-i dau un pin aici. Trimitem povestioara, pentru că sigur nu mai am. E și mailul de la firmă și primesc sute de mailuri acolo și foarte probabil să se fi rătăcit. Deci, pun așa. Pun mailul aici, pinuit. Dar. Cania Works. Cred că deci l-am scris corect. Am o problemă cu el. Așa, și o să-i dau un pin, da, așa, deci vedeți, acesta, aceasta este adresa mea de uh, mail, este pinuită sus, da, uh, și te rog, trimite, uh, puteți să-mi trimiteți uh, povești la această adresă, da, și te rog, Anastasia, trimite-mi povestea și ne uităm în data ce mi-ai trimis-o, da, și să-mi scrii și un comentariu când o trimiți, mulțumesc foarte mult, cu mare drag? Claudiu Grancea, oh, 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 ce faci omule? Uite, salut, stau la, la discuții cu voi, sorbind acest pahar de cafea făcut la dozator. <laughs> Uite, Răzvan Mototole întreabă așa, de ce nu faci o serie cu povești ale abonaților? Descoperi talente care au harul să scrie. Eu mi-aș dori să scriu ceva și să fie recitat de tine. Uite, cu drag m-am gândit, mai ales pentru că aceste live-uri o să rămână în continuare ca material pe YouTube. Permanent. Cu mare drag o să fac lucrurile acesta pe live-uri, așa cum am spus uh, un pic mai înainte. Deci, pentru o donație de 25 de lei, facem acest lucru și nu doar că le uh, lecturăm, le și analizăm și citim și discutăm despre ele. Veniți și voi cu feedback și vedem dacă sunt bune, dacă sunt mai slăbuțe, ce putem îmbunătăți la ele, da? Cu mare drag, cu mare drag. Am multe de împărtășit cu voi și să știți că nu m-am născut vreun geniu, nu că aș fi acum vreun geniu, dar uh, chiar vreau să vă citesc uh, într-o seară, nu, nu știu dacă avem timp în seara asta, dar vreau să vă citesc prima mea piesă de teatru pe care am scris-o în 2004. 2004 sau 2003? Deci ca să vedeți de unde am pornit, nu sunt un geniu. Da? Deci cu mare drag să fac chestia asta. Nu, da, nu voi face povești de la abonați editate cu muzică, cu sunete, așa cum le fac de obicei pe ale mele. Îmi rezerv, îmi rezerv locul pe canalul în sine, pe... pe doamne, în playlisturile mele pentru povești doar scrise de mine. Iar pe ale voastre le lecturăm împreună aici pe live o uh, totală, omul e foarte deschis. Dacă ai trimis povestea pe el, e bine structurată și îi place, puteți colabora cu mare drag. Da. De unde ți-a venit ideea cu pisica friptă? Stați un pic, că știu de unde. Da, uite că nu mai îmi vine, nu, nu mai vine în cap. De unde mi-a... Era... Era... Da, știu. Am vrut să fac, de fapt, pisici murate. Pisici murate se numea, numai că era un pic cam ciudat uh, titlu Și am zis, vecinii mei mi-au mâncat pisica. Era o... A fost un caz prin Germania cu niște oameni care în timpul primului război mondial sau al, nu, la al doilea război mondial au uh, dădeau de mâncare la soldați pisici, pe care le erau pisici murate. Practic asta, ei vânau pisici și îi făceau acte de binefacere cum s-ar spune, și dădeau oamenilor pe front pisici, pe care ei le băgau la borcan și le murau și. <laughs> da, deci acolo. Alexandru Grosu. Mulțumesc foarte mult pentru donație. Îți mulțumesc enorm. Îți mulțumesc enorm. Uh, sunt 10 lire, nu știu ce înseamnă asta. Dacă ai o poveste, cu mare drag o, o, o citim, deci aveți adresa mea de mail și îmi trimiteți, da? Cu mare drag, îți mulțumesc foarte mult, sunt bănuți pentru cafea, cafea mă inspiră foarte mult, fără cafea nu pot lucra Beau de obicei cafea decofenizată cu mult lapte, deci vă puteți imagina ce borș Claudiu a spune, cea mai tare poveste a fost cu omul Capra Povestea cu omul da, eu am, făcut o, eu am făcut o interpretare personală a acestei povești Uh, pentru... nici măcar, uh, cre... am, cred că am ascultat vreo două povești de groază cu omul capră de la Ștefan Mihai, dar nu mi-era clar, eu pe atunci nu știam că omul capră chiar e o creatură consacrată în universul acesta creepypasta, nici măcar nu știam care e treaba cu ea, eu mi-am imaginat că omul capră e un om care se transformă într-un țap, într -un, e un goatman, un ceva, dar aparent e pe altceva, nici acum nu mi-e clar ce e. <laughs> Era lua înfățișarea oricui sau ceva de genul ăsta. N-am, n-am știut niciodată care e treaba cu el, așa că mi-am făcut eu propria mea interpretare și iată am și eu o poveste absolut unică cu omul capră. Uite, Bogdan M. spune cele cu demon sunt șmechere rău, cum a fost aia cu amanta lui Moloc. Da, și mie îmi place foarte mult acea poveste. De fapt, a fost momentul în care canalul meu de YouTube a început din nou să-și revină să iau, să iau un bust așa. Îmi place foarte mult pentru că e o poveste cu acțiune care se petrece la noi în România. tratează anumite fenomene sociale, de exemplu cel al, al avorturilor în perioada comunistă, cele ale vrăjitoriei, tradiții din astea locale la mormântări. Sunt toate combinate acolo, toate. Uh, Mi-ar place o poveste cu vestul sălbatic, spune para. Uh, păi trebuie să mai joc Red Dead Redemption ca să scot. Trebuie să-i pun pe aia cu incestul sau ce era. Abia aștept să ajung la uh, momentul acela. Nu-mi dați spoiler, că mă tot țin să termin uh, Dead Red Dead Redemption. Cred că e jocul meu preferat din ultimii 10 ani. <laughs> Gașpa Emanuel spune, după cum arată, e mai mult lapte decât cafea, nu cafea cu lapte. Dar e și ora 9.30 jumate, vă dați seama că nu pot să stau. Stai să deschid geamul ca să mă recoresc. Eu mă încălzesc tare când vorbesc. Așa, vă dați seama că nu pot să beau cafea, că mi au cafea din asta tare la ora asta, că mi au ciocan și fac infart aici pe live. Așa, încearcă și Nescafe cafea. Aveam o perioadă în facultate, îmi făceam... Îmi făceam câte trei plicuri de NES într-o într într-o într din asta. Și vă dați seama ce ciocan îmi luam Eram la facultate, mâncam foarte puțin Eram slăbuț, eram sărac Și beam nesuri Și tremuram și lucram acolo la atelierile alea de gravură Unde te mai și lua de cap Mirosul de diluant De uh, clorură ferică, Ce foloseam noi ca să fac, tratăm plăcile alea pentru gravură O, Doamne, ce amintiri <laughs> Nescafe A, ah, uite, apropo de Nescafe Mi-am adus aminte când eram uh, Nu știu dacă se mai practică chestia asta Dacă sunteți uh, elevi Și probabil uh, sunt, încă se mai face de serviciu cum eram, Noi făceam de serviciu pe școală, cât un elev doi, și ne trimiteau profesoarele să cumpărăm nesuri și cola și își făceau uh, zăpăcitele și făceau câte o așa, câte un... puneau câte un... Ș, niște șaturi de -alea de, de nes le, foarte concentrați, și după aia turnau cola și beau chestia aia, abominația aia, adică îți dai seama ce bombardament îți de la chestiile alea, doamne ferește. Stați că mi-au fugit iară comentariile din fața ochilor. A, așa, uh, ta ta, 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 cafea cu pisici, stați, 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 că nu vreau să ratez nimic. Ai auzit de escape room-ul din Timișoara? Mă gândesc să merg cu niște colegi acolo. de Bora, nu știu despre ce e vorba, eu am fost la un singur escape room aici, la noi în Iași, și cu niște prieteni și a fost, a fost jalnic. Nu că a fost locul jalnic, dar nu m-am priceput la nimic, n am știut ce să fac acolo, adică eu, eu sunt greu de cap. A fost interesant, am făcut ceva cu Sherlock Holmes, trebuia să scăpăm dintr-o cameră. Așa, bun nariu Iulian exact. Ce tare? Super, sper să aud piesa de teatru după poveste. Cu mare drag, mă gândesc. Ne gândim, vedem, vedem. Claudiu Grancea, vocea ororii e la fel de ok, și After Dark. Sunteți puțin ce fac povești de genul, dar și foarte bune. Uite, un lucru pe care îl apreciez la vocea ororii și cred că e un trend un pic mai recent la noi în România, un lucru pe care îl apreciez foarte, foarte mult la vocea ororii. E nu doar că se străduiește să facă povești lungi. Ceea ce e bine, dar e foarte epuizant, e faptul că le scrie singură, ceea ce e un lucru absolut excelent și încurajez, încurajez să facă în continuare chestia asta. E greu, dar știți cum, mai degrabă povești, poate mai puțin scurtuțe ca să poți să să-ți menții uh, energia, stamina, da, ca să tot scoți Dar e un lucru grozav, pentru că, de fapt, cred că ați, ați citit uh, rantul meu controversat de pe comunitate în care am spus că uh, prefer să-mi scriu singur poveștile decât să traduc uh, niște povești banale luate de aici de acolo. Dar stați un pic că am văzut un mic detaliu aici care îmi stă pe crep, să știți că sunt perfecționist. Vreau să văd dacă merge așa. Uitați-vă la chestia asta cu mine film, videoul ăsta cu mine și o să-l dau un pic mai jos. He! Unde pleci? O să-l dau un pic mai jos când stă pe creier. Să a, a, se vedea un pic uh... <laughs> fundalul de dedesubt. Ia. Perfect. Acum mai perfect. Iată. <laughs> da, revenind. Uh... Ceea ce e foarte bine, da, cum spuneam cu vocea erorii, foarte bine și vă recomand să-i ascultați poveștile aici și să-i să, o, uh, să -i oferiți uh, uh, susținerea de care are nevoie. E un canal la început care merită să crească. Uh, Alin și Mihaela, ce voce frumoasă ai. Ei, serios. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Uh, trești cu fior, ia să o gură și cât de cafea. Ce ciudat sună pisici murate? Da, e e un caz aparent real, pare-se. Așa. Uh, stați că mă uit rapid să văd dacă uh, așa. Bun. Bănuiesc că Anastasia ne trimite povestea, să ne dai un semn Anastasia când trimiți povestea și ne uităm pe ea, o citim uh, Vasile Mirea spune așa, cum îți vine inspirația pentru povești? Uh, o să, să știți că, uh, sigur, inspirația vine și călătorind, călătorind, nu vă imaginați că vizitez neapărat țări străine și <laughs> mă duc prin diverse locuri Dar vine plimbându-mă, lând o gură de aer, prin copou, să zicem, pe sărăriei, pe bahlui, plimbându-mă prin zone din astea de la noi din Iași, vine, nu știu, stând în pat și încercând să-mi golesc creierul de cele văzute peste zi, poate uitându-mă la un film, poate ascultând o melodie. Dar, pur și simplu, să știți că odată cu exercițiul, problema aceasta a inspirației, sigur, rămâne în continuare importantă, dar trece un pic mai pe plan secund. Să vă dau un exemplu. Ca să înțelegeți mai bine, aveam, aveam în, cole, în facultate un coleg. Eu am făcut facultate de arte. Și aveam un coleg care desena. Desenează în continuare, e concept artist. Face o grămadă de bani, un concept artist de succes. Desena atât de mult omul ăla. Adică dacă ieșeam la o bere în oraș, omul venea cu caietul lui de și desena în timp ce vorbea cu tine. El dădea acolo cu creionul și vorbea, la 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 la, avea atenție distributivă. Omul Imaginați-vă că lucrase, desenase atât de mult încât el putea să deseneze oricând, oricum, cu orice, cu un pix, cu un cărbune, cu un băț de chibrit ars, cu un pastel, cu o cretă, cu, cu, cu ce voiați voi, cu degetul înmuiat în noroi. Oricând, oricum lucra omul acesta. Avea atât de mult exercițiu, cum spuneam, încât totul venea ca un fel de automatism. Da, deci cam așa vine, să știți, tot scrind, tot scrind, e ca un exercițiu, adică știți, prima dată când alergi, după mult timp, lucru pe care ar trebui să-l fac și eu, e mai greu, dar după aia pe măsură ce alergi, pe măsură ce alergi, pe măsură ce alergi, devine o obișnuință, da? Și, și, și lucrurile încep să se miște mult mai ușor. Deci cam așa stau lucrurile, în parte da, e inspirație, dar e și foarte mult exercițiu, care, cum spuneam, mă ajută să scriu repede și mai mult. Așa... Uite, întreabă Răzvan Răzvan, îți plac filmele cu gor? Mai uite, să știi că am început să... De fapt, nu m-am uitat niciodată neapărat la filme cu gor. Nu, nu neapărat gorul mă, mă, mă strânește pe mine, ca să spun așa, mă, mă, mă suscită ceva în mine. Uh, pentru că, în general, gorul e făcut prost, e mai, mult, e mai mult folosit ca valoare de șoc. În schimb, dacă ar fi să mă gândesc la gor, la filme cu gor, uite, cred că cel mai bine am văzut gor făcut în filmele coreene. Și cred că unul dintre filmele mele uh, preferate, care sunt foarte grafic, ca să zic așa, uh, e, e Chaser. E un film corean Chaser pe care, dacă nu l-ați văzut, vă recomand. Adică e genul de film de acțiune, polițist, uh, care, din punctul meu de vedere, bate la fund John Wick și orice alt film pe care l-ați văzut. Deci vă recomand Chaser. E vorba de un fost polițist care... Uh, ne mai fiind polițist, își caută și el o afacere și se apucă de plimbat fete de colo-colo, adică devine pimp. Și la un moment dat, în oraș acolo, apare un serial killer din ăsta care îi tot, tot răpea fete și le omora. Avea el o nebunie, o fantezie să le omoare. Și tot filmul e cum ăștia doi se vânează unul pe celălalt. Un film excelent, excelent. Și tot un film în care am văzut gore uh, corean, care mi-a plăcut și ve recomand, e... I Saw The Devil, cred că se numește. I Saw The Devil, e tot așa, e vorba de... Filmul începe foarte oh, groaznic, începe. E vorba de un șofer care uh, ia cu ea mânene, ia o domnișoară și o omoară. Uh, și filmul e cum soțul acesteia se duce și îl caută pe ăsta și vrea să se răzbune. E un film superb, superb și fo foarte violent și are mult gor. Deci, da, da doar dacă e făcut cu cap. Uite, de exemplu, am încercat să văd, să-ți dau un exemplu la celălalt... Uh, L -l 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 din cealaltă parte Am încercat să văd VHS VHS se numește da? am încercat să văd Că toate Stui, stai, stui, N-am rezistat să mă uit Mi se părea mult prea Nu Mă șoca Mă șoca și mă deranja Nu mi se părea Nu mi se părea Că momentele de gor De violență Veneau Și erau cumva să zic Așteptate Și cumva Era momentul Să apară acolo Înțelegeți ce vreau să zic Parcă erau prea aruncate Așa ca să te Să te înspăimânte Așa, top 3 poveștile tale preferate. Top 3 poveștile mele preferate. A, deci poveștile mele preferate scrise de mine. Uh, o, doamne, îmi place foarte mult să știți că m-am îndrăgostit uh, mai nou de povestea asta cu copiii cu ochi verzi. Am vrut din totdeauna să fac asta pentru că în povestea mama de uh, Dumnezeu să o odihnească. Îmi povestea că uh, la un moment dat s-au găsit într-o pădure niște copii cu care aveau pielea verde și mâncau doar mazre și... Uh, și eu eram, uh, când, cum, păi, da de mult, de mult Și ei ziceau că sunt de pe altă planetă Și eu, iau, cum, Cale? unde, Da zic mai multe Ei, păi, au murit și na, cam asta a fost tot Și am rămas cu povestea asta în cap mult timp Am căutat recent uh, pe internet Și, uh, de fapt, am văzut că e un fel de legendă urbană Sau, mai degrabă zis, sătească de undeva de prin Irlanda uh, De prin secolul 12, de fapt cu niște copii care, da, au fost găsiți în pădure, aveau pielea verde, mâncau fructe fructe și legume. La un moment dat, băiețelul a murit, iar fata a început să, să vorbească tot felul de lucruri dubioase, povestind că ei vin dintr-o altă lume. Da, și m-am îndrăgostit de povestea asta de pe canal și vă recomand cu mare drag să, a, să o ascultați. Așa, mergem mai departe. Ora de demonologie Eram pasionat în facultate de demonologie Și mi-aduc aminte că chiar am vrut să fac un proiect artistic pictural Să-mi iau niște pânzuțe mici așa de pictură Și să pictez toate simbolurile din goeția De la toți demonii Și să fac pe fiecare pânzuță din aia Simbolul lor și cu câte o chestie specifică Acelor ocupației pe care o au demonii respectivi Da, interesant M-am lăsat de meseria asta Așa, să mergem mai departe, Răzvan Mototolea, sper să nu, așa, Anastasia Andreea Popescu spune că a trimis povestea, bun, uh, facem așa, dau aici, uh, scroll sus, uh, la unde am rămas cu comentariile, că nu vreau să vă ratez, prețuiesc foarte mult că îmi scrieți și vă mulțumesc foarte mult, uh, dau mai sus, așa. Rămânem la Răzvan Mototolea care mă întreabă de mașinăria morții și uh, rămânem aici, Răzvan Mototolea, o să citim, după, după ce terminăm cu povestea uh, Anastasiei Nastioșcăi, uh, continuăm cu tine pentru că avem de discutat ceva foarte interesant, oh my god, I love this, așa, haideți să deschiem pove povestea Anastasiei, uh, stimată Anastasia, am găsit povestea ta, Am primit mail -ul. luptând cu demonii. Ok, avem povestioara ta, avem o povestioară lunguiață, cum s-ar spune, uh, această povestioară, dacă aș pune-o pe canal, și încadra la, 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 playlist de povești lunguiețe. Bun, stați să mă dau mai așa, o să mă dau aproape, o leacă, să stiez luminozitatea mai gălbijită așa la, la ecran, să nu-mi ard ochii, așa, ia așa, ia și deschidem documentul și începem să citim, stați să-l mut aici frumos. Așa, o să pun chatul dumneavoastră în partea asta. Unde ești chatule? Chatul, chat. Așa. Chatulețul. Așa. Și dragilor, pregătiți-vă pentru că urmează Luptând cu demonii de Anastasia uh, Anastasia. Așa. Uh, uh. <coughs> Luăm de cafea Și începem. <coughs> Un clopot bate în depărtare. Sunetul se întețește și apoi se oprește brusc la începerea monologului. Era iarna anului 1946. Soarele nu mai zâmbise pe tărâmurile Rusiei de mai bine de 30 de ani colac peste pupăză, numai ce ne reveneam din masacrul ce fusese al doilea război mondial pentru noi. Nimeni nu știe de ce Hitler fusese învins cu adevărat. Nimeni nu mai vizitase Rusia de când norii negri se formaseră pe ceruri și nu mai plecaseră. Numele meu este Alexei Kubrekovnik, un simplu veteran al războiului purtat atât în afară cât și în interiorul țării îmi trăiesc viața târându-mă printre crăpăturile ce apăruseră în asfaltul dintre blocuri. Colectam cadavrele victimelor pentru, că eu, pentru ca eu însumi să supraviețuiesc. Cine altcineva să mă angajeze fără școală pe un salariu la limita existenței? Urăsc la ce s-a ajuns. De când acești diavol s-au cățărat din străfundurile iadului, existența noastră e numărată. De ce naiba au trebuit acei nenorociți, cine nenorociți să sape adâncurile pământului, nu le ajungea în altul cerului? De ce au trebuit să facă acea groapă? Ceva se mișcă pe aleea pe care se află Alexei. Sunt întrerupt din gândurile mele de ură și cumva de resemnare când aud ceva la capătul aleei pe care eram. Era o străduță îngustă, prost iluminată și crăpată pe mijloc. Trebuie să fiu atent, vigilent. Nu știu niciodată când o creatură a infernului mă poate ataca de nicăieri pistolul încărcat cu gloanțe umplute cu sare amestecată cu apă sfințită, îmi stătea dur și rece pe șold. Cu mâna pe el, mă îndrept spre sfârșitul străduței, de unde venea un sunet ca și cum cineva ar umbla prin gunoaie. Cu degetul pe trăgaci, sunt gata să împușc orice s-ar afla după acel colț. Pauză două secunde, nu se aude niciun sunet. Am fost șocat, dacă nu chiar oripilat, de ce mi se așterna în fața ochilor. O copilă ce nu putea să aibă mai mult de 5 ani devora cadavrul unei foste namile de om. Nu o pot învinui, mâncarea nu ne mai ajunge de 2 ani de zile. Mulți dintre semenii mei s-au convertit la canibalism, inclusiv cei de la țară, căci pământul nu mai dă roade. Totul s-a transformat în cenușă și pământ uscat. Mă aplec spre fetiță și, speriată, se retrage spre peretele murdar, cu mâinile în jurul genunchilor și cu capul aplecat, plângând terifiată. Încerc să mă aplec spre ea, să-i spun că totul este în regulă, dar în acel moment simt o durere sfârșietoare în stomac. Dracul acela de copil mi-a înfipt un os ascuțit direct în burtă și a luat o lagoană. Scuip veninos o înjurătură printre dinți și îmi scot porcăria aceea din pântec. Mă leg în jurul rănii cu haina de muncă și mă forțez să duc la crematoriu și ultimele cadavre de pe ziua de azi. Nu a mai fost nimeni îngropat de când ne-am dat seama că cei morți, odată îngropați, se întorc la viață, dar corp, doar. dar doar corpurile lor conduse de spirite întunecate. Nimeni nu vrea să-și împuște bunica în mijlocul cinei. Îmi amintesc un moment când eu și scumpa mea, Zvetlana, luam cina liniștiți, iar bunicul ei, mort de trei săptămâni, vine și se așează la noi la masă. Amândoi ne-am făcut alb la față. Nu știam cum să reacționăm, nu știam ce să facem. Doar auzisem de așa ceva înainte, dar credeam că sunt doar mituri și povești de adormit copiii. Nevasta mea, Zvetlana, era paralizată dar după cum o învățase o bătrână din sat, se ridică de la masă și pune într-un castron o porție de borș. Îl întinde în, Îl fa în fața bunicului și se așează înapoi la masă. Îi întinde solnița de, țară, de sare. Acesta se întinde după sare și într-o clipă nevastă mai aruncă tot conținutul solniței în ochi. Bunicul ei, bunicul ei urlă în timp ce carnea din jurul ochilor îi sfârie și se topește ca o mască de ceară de pe un manechin. Eram zdruncinat, terefiat, dar nu aveam timp de gândire, așa că din puținele mele cunoștințe despre supernatural, iau aghiasma conținută în colțul geamului, rup un picior al mesei, torn apă sfințită pe el și într-o fracțiune de secundă mă arunc sălbatic asupra acelei creaturi și îi înfing țărușul improvizat direct în inimă. Un fior mă trece pe șirea spinării, numai la această amintire sinistră. Mă rog, mă întorc în casă, acum în pustie, din cauza faptului că după acea întâmplare scumpa și mult iubita mea nevastă a înnebunit. A înnebunit, m-a părăsit și și-a luat zilele la nu mult timp după. Unul dintre colegii mei găsise corpul aflat în putrefacție, lângă o groapă de gunoi. Mă așez la masă și îmi torn o cantitate însemnată de vodcă ieftină. Restul sticlei îl torn pe rana, încă sângerândă din zona stomacului. Spitalele încetaseră să mai funcționeze de prea mult timp din cauza unui incident neplăcut de la morgă. Cumva demonii ce din crăpăturile pământului intraseră în acele cadavre și au ars din temelii majoritatea clădirilor. De atunci, toată lumea se tratează de acasă. Caut bezmetic după un cearșaf curat prin dulapul ros de cari și de timp. Într-un final, sunt pansat și sunt gata să mă pun la somn. Era miezul nopții când aud la ușă bătăi ușoare. Sunetul mi se face, sufletul mi se face cât un purice și cu inima la gură și cu pistolul pregătit mă îndrept spre ușa. Bătăile se întețesc în fiecare moment. Pare că oricine sau orice ar fi de partea cealaltă a ușii este din ce în ce mai panicat. Mă uit pe vizor, dar becul de pe verandă se stricase. Aprind lumina și camera în cameră și ușor ușa. O rază de lumină se strecoară prin crăpătură, iar în fața mea e aceeași nenorocită de copilă, care îmi provocase rana la stomac. Deschid ușa larg, o iau de gulerul rochiței vișinii murdară și ruptă, o trag în casă și izbesc ușa în spatele meu. Cine ești, ce vrei? Cine te-a trimis?" Copila nu scotea niciun sunet. Avea privirea în pământ și, suvi și șuvițele brunete îi acopereau toată fața. <laughs> O liniște înspăimântătoare se așternuse între noi. Numai respirația mea necontrolată strica acea liniște de mormânt. Observ că ea nu avea de gând să spună nimic. În schimb, stomacul ei scoase un sunet puternic de foame. O parte bună din a avea meseria pe care o am era că primeam săptămânal alimente de bază și alcool ieftin. Așa că din ce aveam am încropit rapid o porție de paste făinoase cu sos de roșii și o conservă de carne de porc. Îi fac semn să se așeze la masă și îi arunc farfuria de mâncare în față. Fata se aștepta să-i dau o furculiță. Aceasta și înfinge mâinile încăpătate de sânge în farfurie și, uh, și într-o clipă a terminat de mâncat. Un râgâit sonor umple camera, iar fata pleacă de la masă și se așează pe canapeaua veche și ponosită pe care o aveam în sufragerie. Se uită prin mine cu o privire rece și pierdută. De ce ai venit după mine?" După ce mi-ai făcut, puteam să te omor în bătaie!" Bata scoase din buzunarul gecei și aceasta murdară și ruptă un obiect metalic. Sar în, sp sar în spate din fața ei, de teamă să nu mă, de a nu mă străpunge din nou cu ceva. În schimb, la o analiză mai bună a obiectului, văd că este o ploscă. Ploscă menită, moștenită de la străbunicul meu. Probabil o scăpasem după încăierarea cu cea mică. Iau plosca în mână și o pun înapoi în buzunarul pantalonilor de muncă. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai returnat plosca. Dar unde sunt părinții tăi? Unde locuiești? Vreți să te duc eu până acasă?" Fata nu părea că ar da un răspuns, dar sigur m-au zise, deoarece un șiroi de lacrimi a început să-i se aștearnă să pe față. Părinții tăi sunt morți?" Fata a dat din cap, aproape insesizabil, însîncă da. Alte rude în viață nu mai ai? Cum te cheamă?" Temnota, domnule. Temnota este numele meu." Pe mine mă cheamă Alexei. Ai pe cineva la care te pot duce? Încercam să ignor faptul că nu văzus, numai, mai ce văzusem cu câteva ore în urmă acest prunc mânca cu bestialitate dintr-un cadavru și numele ei nu mi inspira vreo stare de liniște. De ce ți-ai numit copilul Temnota? Însemnând întuneric în rusește. Temnota, spune. Nu știu dacă mai am pe cineva în viață. Părinții mei au fost atacați de demoni, pe când noi ne ascundeam de armata nazistă, iar gerurile năpastei și de gerurile în gerurile năpaste ale Siberiei. Dar în acea noapte în care părinții mei s-au stins de viață, era cald. Era extrem de cald în Siberia, erau cel puțin 30 de grade. Hainele de pe noi se deveniseră o povară. Nu se mai întâmplase așa ceva niciodată. Era ceva nenatural. Iar după ce am văzut, iar după ce am văzut, A am văzut cum o ceață de cel puțin 500 de demoni, călărind pe păsări și cai de pucioasă și foc, s-au năpustit asupra tuturor celor de acolo. Pe mine mă mai ascunseserai ei mei într-o scorbură bine săpată, și ascunsă în pământ. Și de, aceea, și de aceea sunt încă în viață. În schimb, am văzut cum doi demoni scheletici cu măruntaele atârnându-le după ei au sărit asupra mamei și a tatei și le-au înfulecat ochii și inima. La fel s-a întâmplat și cu armata nazistă. Erau prea repezi, nu puteau să se ferească. Urletele acelea mă urmăresc și în cele mai adânci somnuri. După ce s-a liniștit totul, după o săptămână când nu mai rămăsese niciun pic de carne pe oasele soldaților și a celor ce se aflau acolo, Demonii au plecat. Eu am supraviețuit bând orice se scurgea prin gaura îngustă în care mă aflam și, dacă eram norocoasă, un braț plin de carne putrezită mai ateriza în apropierea gropii. Au trecut trei zile până să ajung în oraș, iar ca să ajung la dumitale, m-am urcat pe o căruță ce transporta cadavre, așa cum faceți dumneavoastră. Rămăsesem mut de uimire și de groază la tot ceea ce îmi povestise teamnata la vârsta ei să treci prin niște experimente de genul acesta este pur și simplu cumplit. Dar nu puteam să o țin aici. Abia că puteam să am grijă de mine, dar apoi de un copil. Sunt încă o dată întrerupt de gânduri de un țipăt disperat din depărtare. Ăsta era semnalul. Demonii veneau spre noi. Un cor de răgete și de urlete se pornește la câteva momente după o iau pe temnota în brațe. Îmi apuc pistolul cu sare de pe masă și fug în buncărul pe care îl construisem după primul atac de acest tip. Acolo aveam o rezervă de apă și mâncare pentru cel puțin 5 ani. Trag trapa acoperită cu o plasă de camuflaj verde furată din armată și cu temnota în brațe cobor scările metalice. Ajung în jos, aprind un bec ce ilumina extrem de slab camera, dar era suficient. Auzeam cum haosul se așternea deasupra noastră. Am scăpat. Aici suntem în siguranță pentru moment. Nu este prima oară când se întâmplă. Cu puțin noroc, o să am și o casă unde să ne întoarcem după ce se trece nebunia. Ce este locul acesta? Este buncărul construit de mine. Înainte aici era un depozit pentru cereale. Tocmai de aceea avem aici atâția saci. Sunt umpluți cu făină de grâu și mălai din generațiile anterioare ale acestui haos. Bătrânii mei știau că o să se apropie timpuri întunecate. Cred că ești obosită. Uite, este un pat acolo, în colț, unde te poți întinde. Eu voi rămâne treaz pentru a mă asigura că, nu, că nimic nu intră peste noi. Temnota se pune în pat și se acoperă cu plapuma albastră ce o aveam de la o mătușă. Rămăsesem pe un scaun treaz și alert. Trebuia să găsesc un plan. Trebuia să scap și să fug din această țară uitată de Dumnezeu. Am auzit că în Rom că România este numită Grădina Maicii Domnului. Un sanctuar sfânt pentru cei ce au ajuns acolo. Din poveștile auzite se spunea că au un mij în mijloc o biserică enormă, unde preoții și toți clericii țin slujbe 24 din 24 de ore pentru bunăstarea poporului în război și pentru semeni de ai mei, ce și-au găsit alinarea acolo și-au povestit iadul prin care tre trecuse săraca Mama Rusie. Da, aceasta era singura soluție. După ce trece calvarul de la suprafață, ne luăm proviziile și plecăm. Plecăm. Temnota ar fi vrut, ar fi, ar fi o povară în această călătorie. Este un copil, m-ar încetini prea tare. Chiar aș putea să fiu prins și torturat până la moarte de către acei diavoli. Nu pot să o las singur, totuși. Și după, și după, prin tot ceea ce a trecut, a venit de una singură până aici. Poate se poate descurca dacă trecem de la grădinița din Sud. Dacă trecem pe la grădința din sud, există un risc extrem de mare, deoarece santinelele puse de stalin acolo omorau pe orice cine și orice s-ar fi apropiat. Stalin nu voia să se afle în afara teritoriului său ce se, să nu afle în afara teritoriului său ce se întâmpla, așa că ne condamnase la moarte din pur egoism. Dacă treceam prin granița cu Ucraina, a, acolo nu era bine, acolo este împânzit de demoni. Problema este că mai degrabă problema este că mai degrabă mă las să de creaturile necuratului decât de santinelele lui Stalin, care m-ar lua și m-ar ju face jucăria lor de tortură. Dacă vreau să pornim... Dimineața ar fi trebuit și eu să mă odihnesc. Este cale lungă de bătut. Am pregătit deja provizii pentru o săptămână într-o raniță. Îmi întind pe jos niște cârpe vechi și mă întind pe ele, căci acesta urmeau să-mi fie pat. A doua zi dimineața, cred că era, mă trezesc cu o presiune destul de puternică în mijlocul pieptului, ca și cum un urs ar ține laba pe mine. Deschid ușor ochii și, spre teroarea mea, observ că un demon era deasupra mea și mă adulmeca. O atrocitate! În locul ochilor se aflau două găuri negre, ce simțeau cum îmi înghit sufletul. Ghearele ascuțite erau negre și murdare de pământ și cred eu că... Și creu, cred eu, a fi carne sfâșiată. Mirosul lui era unul deranjant de puternic, mirosea hoit și sulf, iar colții îi erau așa de mari și de ascuțiți încât nici nu încăpeau în gură din care curgea o substanță neagră asemenea zmoalei. Frica îmi cuprinsese fiecare atom al corpului și al ființei mele. Gata, aici urma să mor. Îmi făceam ultima rugăciune către Dumnezeu și îl imploram să mă primească în împărăția sa, când un zgomot puternic se sparge în pereții de ciment al buncărului, iar creatura pică secerată. Temnota pusese mâna pe pistolul meu cu gloanțe de sare și împușcase demonul fix în frunte, astfel salvându-mi viața. Dar nu aveam timp de îmbrățișări sau mulțumim. Mulțumiri, dacă unul a reușit să intre, înseamnă că mulți mai sunt pe drum, nu era timp de pierdut, așa că am luat ranița și pe temnota de mână și am fugit cât de repede am putut, ghidați de o busolă ce-mi rămăsese din armată. Dacă toți demonii ar fi orbi ca acesta, aș putea să ne, învele... aș putea să ne învelesc în mirosuri asemănătoare lor și am scăpat basma curată. Temnota. Nu toți sunt orbi. Până să o întreb de unde știe la ce mă gândeam, mă întrerupse. Nu mai întreba, este un dar, dar în același timp și un blestem. Pot să le aud și lor gândurile și nu vrei să știi la ce se gândea cel care se afla deasupra ta dimineața? Acum e culmea, nici în gândurile mele nu pot să mai am liniște. Iată, rog frumos să cetezi, dacă am ceva să-ți comunic, o voi face. Acesta este blestemul, nu mă pot opri din a auzi gândurile. Uneori cânt în sinea mea pentru a putea adormi. Doar tac și mergem mai departe. Încerc să mi liberez mintea de, a, de orice gând. Eram concentrat pe drum și pe unde ar trebui să mergem pentru a nu fi zăriți de nimeni. Ajungem la un râu peste care cred că puteam tre să trecem doar sărind pe pietre, dar ceva mi se pare că pute și nu de la hoiturile pe care le întâlnisem pe drum. Totul era mult prea liniștit, nici măcar susurul apei nu se auzea cum trebuia să se audă. Un sentiment de neliniște mă cuprinsese și un fior rece m-a învăluit când în fața ochilor noștri apare ca din râu, care nu era adânc, mai, nu era mai adânc de glezna piciorului, un fum negru gros, de-l puteai tăia cu toporul. Din mijlocul acestuia se ivesc doi ochi roșii și o pereche de coarne imense, cât filde și unui elefant african. O voce ce făcea chiar și apa râului să-și să, să inverseze cursul, răsuna cu puterea a mii de goarne suflate deodată. Era satana însuși. Lucifer, cel mai frumos înger picat într-o fie, ni se înfățișa a Evea. Lucifer deci ați hotărât să fugiți de pe tărâmul ce din milostenia mea vi l-am lăsat să locuiți pe el. Vreți să fugiți în împărăția mincinosului de Dumnezeu. Vreți să scăpați de mâna caldă pe care v am întins-o. Bine, dar țineți minte, unul dintre voi mi se va închina până la cântatul cocoșului și va sluji pe veci în focurile iadului, iar mânia mi nu va fi ușoară asupra ei. Iar acestea fiind spuse, un vânt năprasnic se bătu asupra noastră, iar fumul dispăru odată cu el. Inima mi se făcuse cât un purice, dacă cea mică îi se va închina. Are puteri paranormale? Va ști orice gândesc? Ori voi face, voi fi distrus?" Trebuie să scap cumva de ea neapărat. Dar nu o pot lăsa singură. Suntem într-o pădure. Va fi mâncată de nu știu ce ligioane. Nu pot, nu pot. Merge mai departe. Temnota. Nu te-ai prins că asta vrea să facă? Vrea să bage ură și dușmănie între noi. Doar asta, să știe, doar asta știe să facă. Nu l-a asculta, nu mă părăsi te rog, tati. La auzul acelui cuvânt, tati, m-a luat un val de căldură și un sentiment de fericire pe care nu credeam vreodată să-l simt. Am zâmbit pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Am luat fata în brațe și am sărit acel râu ca și cum aceasta depindea de viața mea, ceea ce cumva este și foarte adevărat. Plus, a spus că până la cântatul cocoșului, noi nu mai aveam foarte mult până să ajungem la granița cu Ucraina. Dar greul abia acum urma să vină. Știa că venim, știa unde suntem, ne știa fiecare mișcare, dar puteam să zăresc undem unde marginea de foc se termina. După luminea cerului nopții, mai aveam 20 de minute până la cântarea cocoșului. Temnota adormise pe ranița din spatele meu. Începusem să alerg ca la probele olimpice, când de departe, de, din apropiat al de din apropiere de linia de foc, doi demoni se repezesc spre mine ca un fulger. Fără să ezit, am scos pistolul și am început să trag cu gloanțe de sare în ei când se apropiau. Odată căzuți, am alergat cât de repede m-a lăsat corpul să ajung la acea linie de foc și să trec prin ea. Dar, fix când să mă simt liber și fericit că urma să scăp din acea viață mizeră, o durere inimaginabilă îmi comprinsese întreg corpul și care tezat am căzut la pământ pe burtă. Nu o mai simțeam pe temnata în spatele meu. Picat, am început să mă uit în jurul meu, peste tot după ea. Iar când privirea mea a ajuns la picioarele mele, mi-am dat seama că ambele îmi fusese tăiate de sub genunchi. Acum, în fața mea, temnata care arunca la baza unui fum negru cu ochi roșii și coarne, picioarele mele. Aceeași voce răsuna în timp ce undeva, într-un fundal de mult îndepărtat, un cocoș cânta. Lucifer. Mulțumesc, draga mea, tata te iubește. Și eu te iubesc, tati. Acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-am auzit, înainte ca temnata să-mi înfingă în inimă același os nenorocit pe care mi-l băgase în stomac. Am simțit cu frigul mă acaparează și sărutarea dulce a morții mă va elibera de acest skin. În schimb, la fix o secundă după ce am simțit cum mi-am părăsit trupul uman, urletele de durere și suferință au ajuns să minun de urechile. A ajuns să semăniad, iar atunci am murit cu adevărat. Ei bine, ei bine, un rând de aplauze, dragii mei, pentru uh, domnișoara Anastasia. Anastasia, felicitări! Felicitări, uh, ai admirația, ai, ai, mi-ai câștigat respectul, nu că ar fi și greu neapărat, dar este, uh, este, este probabil cea mai bună poveste pe care am primit-o de la, de la un abonat până acum. Uh, se vede că ai muncit la ea, sigur sunt lucruri pe care le vom discuta în momentele următoare, vreau doar să arunc un uh, ochi pe chat rapid. Ioan Gabriel, mulțumesc foarte mult pentru donația de 2 euro. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. În regulă. Uh, haideți să discutăm despre povestea. Uh, despre, uh, despre povestea Anastasiei. În primul rând, felicitări. Uh, se vede că ai muncit la ea. Uh, se văd și sursele de inspirație. Nu este nicio problemă cu asta. Și haideți să. 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 să, să, să discutăm despre... Uh, ceea ce... Ceea ce am, uh, a, am observat din prima și am bănuit că uh, uh, o să fie o problemă. Timpii. Timpii. Timpurile. <laughs> Trebuie să ai mare grijă când narezi o, o poveste, să te gândești când se petrece acțiunea. Uh, noi vorbim aici despre o acțiune care cumva... Uh, bun, a avut loc în al doilea război mondial, da? Dar uh, toată povestea asta este povestită de acest uh, strângător de cadavre. Iar el povestește niște evenimente care s-au petrecut în ultimile două zile sau ceva de genul acesta. Adică toată povestea cum a întâlnit-o el pe această fetiță, pe fica diavolului, da? Și clar, e un, pic mai e un pic mai dificil pentru că trebuie să alternezi între prezent, adică cum, exact cum se întâmplă la final în care el deja spune la prezent că simt, ea mi înfinge cu uh, osul acela, da am simțit frigul cum mă acaparează și sărutarea dulce a morții mă va elibera din acest skin. Foarte corect. În schimb, sunt probleme când te întorci în trecut, în, uh, 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 în care le amesteci, știi? Și atunci se rupe un pic firul. Uh, permitem să mă uit pentru că am văzut chestia asta, cred că chiar în momentul în care descritul tu cum a murit uh, soția lui, toată povestea cu bunicul, da? Ah, iată, uite. El uh, uh, în momentul în care după ce a fost rănit de această fetiță, în fine se întoarce acasă și își aduce aminte de uh, povestea cu bunicul lui, da, care s-a transformat în, uh, în în satană. Și uh, aici teoretic ar fi trebuit sună așa: mă așez la masă și îmi torn o cantitate de vodcă ieftină. Nu, bun, nu aia e în regulă. Uh, copii, nu, stai. Am fost șocat, mă leg în, în jurul rănii cu haina de muncă și -a așa, nu am mai fost așa. nimeni nu vrea așa. Nimeni nu vrea să-și împuște bunica în mijlocul cinei. Îmi amintesc un moment când eu și scumpa mea, Svetlana, luam cina liniștiți. Iar bunicul ei mor de trei săptămâni. Vine și se așează la masă lângă noi. Ei în momentul acesta trebuie să schimbi timpul, da te întorci la trecut. A venit și s-a așezat la masă lângă noi. Ne întoarcem în trecut. El e în prezent, spune că îmi amintesc, da? Mi-am amintit de aceea și ne întoarcem în trecut. Nu știam cum să reacționăm, nu știam ce să facem, în regulă. Nevastă mea Svetlana era paralizată. Aici, uite, la fel, mai eu revenim la următoarea problemă. După cum o învățase bătrâna din sat, se ridică de la masă. De fapt, bun, aici lipsește și diacriticele. Se ridică de la masă și pune un castron cu o porție de borș. Și aici teoretic ar fi trebuit să spui, să spui și puse un castron cu o porție de borș. Înțelegi ce vreau să spun? Pentru că toate se... Îl întinde în fața bunicului. N-ar trebui să fie îl întinde, ci îl întinsese în față bunicului. Și se așează înapoi la masă. Și se așeză înapoi la masă, da? Deci timpii, înțelegi? Ca să, Atunci când uh, cel care îți ascultă povestea să se poată imersa. Uh, ca să se, uh, Tu să-l poți transfera, folosind aceste verbe corect, tu îl poți transfera, uh, purta în timp. Da? Pe, pe, pe cel care te ascultă. Da? Asta, asta ar fi o chestie de care să ții cont, da? Deci, timpii. Mare atenție. Mă așez în cont de așa. Bun. Da, 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 da. Asta ar fi. Sunt foarte multe locuri, nu o să trec prin fiecare, mai ales că voi nici nu vedeți povestea pe ecran și ar fi plictisitor să mă vedeți pe mine uitându-mă în gol aici. Dar ți să ții notițe, timpii, da? Timpii, timpurile. Uh, nu trebuie neapărat acum să te apuci din nou să studiezi gramatica de clasa 8, că nici eu nu mai știu, dar vezi să nu zgârie la ochi, dar vezi să fie, să, să fie uh, consistent, da? Să fie unitar totul, să aibă sens. Așa, o a doua problemă pe care o observ la, la foarte mulți scriitori. La foarte mulți naratori. De exemplu, am observat-o și la... Um, la... La vocea aurorii, când am lucrat la acea colaborare. Uh, sunt cuvinte sau expresii care nu-și au locul, da? Într-un anumit context. Uh, povestea ta se petrece în iarna anului 1946. Dar undeva aici uh, folosești o expresie... Uh, stai că mi-a rămas în cap. Dau scroll în jos. Uh, nu mai găsesc... În orice caz, tu spui că temnata, fetița asta avea o geacă, a scos dintr-o geacă ceva să nu mai știu. Cuvântul acela imediat te rupe. Pentru că eu când mă gândesc la o geacă și îmi imaginez un om îmbrăcat cu o geacă, o fetiță îmbrăcată cu o geacă, îmi imaginez că am ieșit acum pe stradă, îmi imaginez că e 2023 și am ieșit pe stradă și văd o fetiță într-o geacă. Nu mă gândesc la... Uh, la o fetiță din, uh, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial din Rusia, da? Uh, e interesant că îmi spui că poartă un sarafan roșu, atunci puteai să spui că are un palton, da, scoase din buzunarul paltonului acea chestie, uh, în loc de geacă. Imediat te rupe, uh, rupe imersiunea, da? Și e foarte important, mai ales când faci povești horror, să menții uh, userul, da, uh, în, acea, uh, în acel timeline istoric. Uh, de exemplu, mi-aduc aminte foarte bine la, uh, la, la colaborarea cu Vocea Orării uh, descrie acțiunea se petrecea tot prin anii 40, dacă nu mă înșel, și dacă nu chiar și mai, mai înainte, și scria ea că alergam pe peronul gării, trollerul fluturând în urma mea sau ceva de genul acesta. Trollere nu existau în perioada aia, dacă mi imaginez pe cineva cu un troller, nu mi ar pot imagina la 1940. Nu existau trollere atunci. Când vizualizez un troller, mă gândesc la o prostie, eventual din plastic sau de fibră de, de ciofia, da? Și e, un obiect uh, contemporan, ca să spun așa. Și se rupe imersiunea. Deci, atenție, să nu pui uh, cuvinte da, care uh, ar putea să rupă imersiunea și ta, din, să te rupă din timeline-ul acela istoric. Asta ar fi uh, o a doua problemă. Uh, încearcă să-ți gândești un pic frazele, da, să, să le separi un pic. Ai momente în care scrii fraze foarte lungi, da, sunt foarte lungi. Văd dacă îmi sare repede ceva în ochi. Ceva în ochi. Da, încearcă să faci... Nu-mi sare ceva în ochi, dar... Care e problema cu frazele lungi? Mai ales când ești la început. Riști să-ți pierzi firul. Înțelegi? Să zgârie la ureche. Și mie mi se întâmplă de foarte multe ori când scriu. descrier foarte, foarte, foarte lungi. Să nu pun punct și atunci se strică și timpii, se strică flow-ul și faci greșeli foarte multe. Și de fapt, cred că ați văzut de foarte multe ori că m-am mai întrerupt, da? Am mai avut uh, sincope sau cum, se nume, sau cum se spune. Și a fost tocmai din cauza că era o frază foarte lungă și se stricau timpii, da? Se, se, se rupea flow-ul. La asta să mai ai grijă. Cam asta ar fi în mare... Uh, mai e o chestie pe care ar, ar trebui să o iei în considerare. Deși ești pe drumul cel bun. Mai deschid un pic geamul și mai au guriță de cafea. Încearcă să... Uh, unul dintre lucrurile foarte importante și care face o poveste horror să fie foarte bună, în special horror, da? E să faci uh, ca cel care te ascultă să se simtă foarte atașat de un personaj da? De, de, în special de personajul principal. Că vrei să știi, vrei să empatizezi cu el. E foarte greu să scrii personaje care sunt scârbe și să fie personaje principale. Dar aici personajul nostru principal este un bărbat care strânge cadavre, da? Apare această fetiță care este nesuferită din prima. Tu încerci la un moment dat să duci ascultătorul pe o pistă în care să te atașezi de ea. Ea îți povestește că și-a pierdut părinții în Siberia și aș se de ea. Nu, nu permează la ascultător, înțelegi? Nu ajunge până la el, nu, nu se simte, nu se simte. Probabil dacă totul n-ar fi început cu... E, 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 e foarte important, uite, ca să, ca să te e foarte important primul lucru pe care îl face, prima interacțiune pe care o ai cu un personaj, într-o poveste. Ori prima interacțiune a acestui domn cu temnata, cu fetița fetița lui Lucifer, e asta băgându-i un os în burtă. Nu contează care e justificarea ei, că era speriată de zombi, de draci, de laci care bântuiau pe acolo. Oricare ar fi justificarea ei, că era speriată, că părinții i-au murit, că lupta ca să supraviețuiască n-am să mă atașez de ea de vreme ce asta uh, pur și simplu îmi pune viața în pericol. Înțelegi ce vreau să zic? Deci ai grijă. Poate introdu, poate spune că fetița era atât de speriată, iar uh, eu am încercat să mă apropii de ea, să vorbesc cu ea. În schimb, ea s-a uitat urât la mine, simțeam că este frică. Făi cumva, sau făi de exemplu, să se simtă justificat gestul acesta de, în care ea îl atacă. Sau poate dacă îl atacă, eventual să nu-l înjunghe în burtă, pentru că un os a băgat în burtă poate să fie și letală, adică poate să cauzeze o sângerare uh, letală, da o hemoragie uh, letală, dacă el înfinge în ficat sau știu eu, înțelegi. Uh, clar și atunci, a doua oară când s-ar mai întâlni cu fetița aia, n-ar uh, mai primi o în casă, da? Asta e foarte important. Ai grijă cum introduci personajele, da? Pentru că personajul principal e introdus destul de ok, uh, cât de cât mă atașez, să zic, de el așa, pentru că, na, e un veteran care trăiește și el din strânsul cadavrelor. Uh, nu mi-e clar ce se întâmplau cu cadavrele. Încearcă să-ți pui, după ce, după ce, termin o poveste, încearcă să-ți faci o listă așa, cu 10.000 de întrebări. Da, cine e nenea asta? Cine e nenea asta? E veteran. Bun, de ce e veteran? E veteran de al doilea război mondial, s-a terminat războiul. Da, înseamnă s-a terminat războiul. Bun, e în Rusia, tot așa e, să, e dezastru războiului și ăștia încearcă să supraviețuiască. Ce face el? Strânge cadavre. Dar de ce strânge cadavre? Păi ca să supraviețuiască. Bun, Da. ce se întâmplă cu cadavrele alea? Se face să face săpun din ele, face Stalin săpun din ele, înțelegi? Care era faza? Bun, primea mâncare, dar de ce le strângea? Adică ce se întâmpla? Uh, nu mi-e clar, le strângea ca să le îngroape, adică făcea curățenie prin orașe, nu mi-e clar. Probabil că tu asta ai vrut să spui în poveste, dar nu e clar. Notează și acel detaliu, da? Că duceam aceste cadavre care mai departe erau luate și aruncate în gropi comune, da? Asta e foarte important să spui foarte multe întrebări. În rest, în rest să știi că ești pe drumul cel bun și sunt chiar curios să văd uh, ce ai mai scris în timp, pentru că mi-ai spus că mi-ai trimis povestea asta cu mult timp în urmă. Și nu am citit-o. Deci sunt curios dacă ai mai citit-o. Ai, ai mai citit-o, dacă ai mai scris ceva, iartă mă că mă, mă, mă bolbui. Uh, dar uh, da, o să arunc cu ochi rapid înapoi pe chat și o să revenim la răzvan mototolea. Așa, în regulă. Anastasia, And Andreea Popescu, da, un rând de aplauze pe, pentru Anastasia, Andreea Popescu, ești pe drumul cel bun, uh, scrie, scrie mai departe pentru că nu văd de ce nu ai putea să fii și tu într-o zi uh, o naratoare ca vocea aurorii, sau de ce nu, să-i să scrii chiar o poveste și să colaborați împreună, cu, cu mare drag, felicitări, ține-te de chestia asta, sunt foarte puțini naratori de creepypasta care uh, își scriu singuri poveștile, da? Bun, Ioan Gabriel, mulțumesc pentru donație Mulțumesc foarte, foarte mult O să... Deci, Anastasia, dacă mai ai întrebări Cu mare drag îți răspund Eu acum o să mă întorc înapoi pe, pe chat Da, ca să răspund unde am rămas V-am zis că vreau să discut cu toți Și să răspund la toate comentariile pentru că mi-e foarte drag Bun, am rămas la Răzvan Mototolea Care spune așa Mi-a plăcut foarte mult asta cu, cu mașinăria morții Ai vreun loc de unde te-ai inspirat? Da, și am notat și pe comunitate, nu știu dacă ați observat, vreau să-mi fac un obicei în a nota pe comunitate la vreo două zile după postarea poveștii, po 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 poveștii, sursa de inspirație. Și acesta, această povestioară, așa cum am, am spus și la începutul da, videoului, Uh, da, este inspirată undeva la 80% din realitate, chiar dacă eu am zis că este inspirată 100%, însă, însă cred că procentul ăsta prea puțin mai contează, pentru că felul în care a murit acel băiat e 100% real. Uh, vorbim de un personaj pe nume... Uh, da, de, stați să sta, sta, o gură de cafea să vă povestesc uh, într-un mod mai interesant și mai plăcută această uh, întâmplare. Nu e nimic amuzant și, în continuare, vă rog să nu tratați subiectul ca o pastilă, cum am spus, de entertainment. Nu e deloc entertainment. Nu e nici măcar true crime. Nu e ceva care să. Uh, știu eu, să, să explorez senzaționalul acum. E o tragedie. Și vorbim de. Uh, undeva din Anglia, dacă nu mă înșel, din Millburn sau ceva de genul acesta se numea acea localitate, în care un tată. Divorțat de soția lui, trăia cu fiul său. Aceștia doi erau tâmplari și lucrau prin satele vecine, prin comunitățile vecine, făceau acoperișuri la case, da? Construiau acoperișuri. Și uh, na, băiatul acesta, pe nume Boyd Taylor, așa îl chema, Boyd Taylor, uh, era un tip mai singuratic, uh, cu o predispoziție spre depresie, închis în sine, în fine, lucra cu tatăl său. exista o legătură destul de bolnăvicioasă, conform declarațiilor celor care au fost intervievați, vecinii, da? trăiau într-o într o mizerie, ca să spun așa, era o casă destul de mizerabilă. Na, da, erau doi bărbați, nu erau două femei, femeile de felul lor sunt mai grijite, prețuiesc mai mult curățenia. Trăiau în mizerie, ca să spun așa, și na, nu era foarte sănătos mediul, ca să spun așa. Tatăl avea și ceva probleme cu alcoolul. Băiatul avea undeva la 35-36 de ani, deci clar era un fel de băiatul tatei care probabil trăia și într-o relație de codependență cu tatăl sau o, o relație nocivă, toxică. Și la un moment dat, cum ei tot mergeau și luau proiecte de. și construiau acoperiș la case, la un moment dat băiatul lui, Boyd Taylor, acesta îi spune tatălui său că vrea să-și ia. O, o, săptămână sau ceva de genul ăsta să, -și, să -și lucreze ceva la el în cameră. Care el un proiect și că vrea să-și facă el nebuneala lui în cameră acolo. Taicăsu că i-a zis că, băi, ok, dacă ți-a ție mintea de la ce tristeți mai ai tu, go for it, fă chestia asta. Și băiatul, mă rog, i-a cerut tatălui său să nu intre în cameră, să nu, mă rog, el în mereu camera când pleca de acasă. i-a cerut să nu-și bage nasul, da, lui Taicăsu iar el a început să meșterească acolo. A durat ceva timp, n-a terminat acel proiect pe care l avea în cap, i-a cerut lui că sunt o săptămână și tot așa s-au trecut vreo câteva luni de zile. până când într-o noapte, într-o noapte tatăl său dormea și au auzit un bubuit, un bubuit puternic, care venea de undeva din, de undeva din afară. El s-a trezit și și-a imaginat că s-ar fi sunetul, așa cum a declarat el, L-a descris ca și cum ar fi fost S-ar fi prăbușit un horn Hornul de pe casă, s-ar fi prăbușit Așa l-a descris el S-a ridicat, s-a uitat în stânga, în dreapta Asta a fost, s-a întins înapoi în pat Pentru că na El noaptea era obișnuit să mai audă pe său Cum mai bocănea în cameră În schimb, na, lăsa să-și facă Dan Dacă asta îl făcea pe el fericit Ei bine, to toate aceste sunete au încetat cu, a, a, Odată cu acel bubuit din acea noapte Și... Și a doua zi, el nu a suspectat nimic, probabil că a și uitat acel sunet, a trecut pe lângă camera băiatului său, a bătut la ușa, acesta nu i-a răspuns, evident știți de ce, nu i-a răspuns, el n-a suspectat nimic, s-a dus în continuare la treabă pentru că așa târguise că, na, băiatule, tu stai, fă-ți la tine în cameră, eu mă duc la muncă și când termin, reluăm afacerea. Dar întorcându-se acasă seara, a bătut din nou la ușa băiatului Uh, acesta nu i-a răspuns, firește Și s-a gândit din nou că băi, poate băiatul nu s-a întors acasă Dar uitându-se pe fereastră a văzut că mașina lui era în parcare În continuare era în parcare De altfel fusese și în dimineața aceea în parcare Însă el nu a conectat aceste fire, ca să spun așa Ceea ce însemna clar că băiatul fie plecase undeva pe jos Fie era acasă, fie pățise ceva în acea cameră în noaptea respectivă Pentru că brusc și-a adus aminte de acel sunet Acel bubuit au început, știți, bells ringing în capul lui, a forțat ușa și în final a trebuit să o spargă ca să intre și ceea ce a văzut înăuntru a fost exact ceea ce am descris în poveste. Acest Boyd Taylor, băiatul lui, era întins pe o saltea gonflabilă, la capul era decapitat, în capătul saltelei, în zona gâtului, era o lamă foarte mare din oțel, era o lamă, băiatul improvizase o ghilotină. Era o lamă de oțel care era conectată cu o funie La acea ramă Știți cum arată o ghilotină E acel mecanism monstruos al morții Dacă vă gândiți la genocidul din Vendea, Ca să spun așa din perioada Revoluției Franceză Acolo a fost The Star of the Revolution Ghilotina Și cum spuneam Băiatul acesta Luase un pumn de somnifere Conectase un fierestrău electric Cu un timer la acea funie care ținea suspendată în aer la magilotinei, după ce a simțit efectul acelor. spuneți-mi. somnifere pe care le-a luat, a pornit timerul care, după un anumit timp, s-a declanșat și a acela electric o tăiat funia. După ce a tăiat funia, logic, el deja fiind drogat, fiind inconștient cel mai probabil din cauza la acele antibiotice. Lama a căzut și a retezat capul dintr-o lovitură, așa cum de altfel funcționează o ghilotină. Acesta este cazul. Vă puteți imagina, de fapt, nu vă imaginați pentru că e oribil, vă puteți imagina șocul tatălui său. Cam aceasta a fost, să știți că mie mi s-a părut aproape o, o poveste fantastică sau ceva, o, o, o invenție, o chestie de senzaționalism, dar să știți că nu este singurul caz. Văzusem o ilustrație, mă rog, ușor amuzantă, dar nu era amuzantă, era o ilustrație de prin anii 50-40 de undeva din Franța cu un om care își improvizează un, un mecanism asemănător, conectase cumva pe o scândură, o lopată, pe acea scândură pusese niște greutăți și cumva cu o funie stătea în mână și se întinsese și aștepta ca lopata aia să vină să-l decapiteze. Era o ilustrație, era, era, relativ amuzantă, dar ilustrația aia era, fusese făcută tocmai pentru a descrie cum s-a sinucis, iată, un astfel de om. Sunt foarte multe cazuri. Uh, sigur, uh. Putem să ne gândim că mai degrabă pur și simplu acele acea supradoză de somnifere oricum și-ar fi făcut efectul și probabil și-a făcut efectul când s-a declanșat fiere strău și l-a decapitat uh, ghilotina, dar uh, aici clar intervine și o ideație, o explorare, o vedeție, e o întreagă regie acolo, e o regie a morții. E clar că băiatul avea probleme sufletești și mentale foarte, foarte, foarte grave și de ce zic să nu tratați ca pe o chestie de senzaționalism sau de entertainment. Dacă vă confruntați cu astfel de probleme, oricât de rușine v-ar fi sau oricât de... cereți ajutor, cereți ajutor de specialitate. Da? Deci, uh, răzvan în mototole, uite, acesta este cazul care m-a inspirat. Uh, îmi pare rău dacă v-am neliniștit. <laughs> Bun, mergem mai departe. Să știți că unele, uh, unele comentarii un pic mai uh, vechiuțe uh, nu le mai pot uh, înțelege neapărat, uh, zice pară că abia l-am terminat a doua oară. Nu știu exact la ce te referi. Probabil la unul din filmele pe care le-am recomandat A, ah, uh, foarte bun jocul Ah, te refer la Red Dead Redemption Excelent uh, Costi cu C Când iese următoarea poveste? Uh, următoarea poveste este pe scrise Pe scrise și lucrez la final E o poveste foarte, foarte, foarte faină uh, Mi-a intrat o donație Stați că dau rapid uh, Bifez aici că trebuie să-i răspund uh, Așa Obs... Serv o donație, Vlad! Mulțumesc foarte mult pentru o donație de 25 de lei. Sunt bănuți pentru cafea. Dragilor, uh, nu vreau să o simțiți neapărat ca pe o datorie sau ca pe o presiune, dar să știți că un ajutor financiar înseamnă foarte, foarte, foarte mult pentru mine. De altfel, recunosc că am și în momentele în care canalul de YouTube nu aduce, să zicem, măcar un 100 de dolari pe lună, Mă simt destul de demoralizat și în general perioadele acestea coincid și cu uh, lipsa de povești de pe canal sau cu povești mai scurtuțe. Nu vreau să vă sune că sunt materialist sau că urmăresc vreo să mă îmbogățesc pe spatele domnilor voastre. Ah, by the way, dacă sunteți minori, nu-mi donați bani. Luați-vă ciocolată, cumpărați-vă cărți, ieșiți cu prima voastră iubire la un suc și bucurați-vă de bănuți. Nu-mi donați mie bani dacă sunteți minori, da? Deci mulțumesc Vlad foarte mult Dacă ai o poveste Te rog să mi-o trimiți că o citim și discutăm cu foarte, cu foarte, mare drag Așa cum am făcut cu domnișoara Anastasia Revin înapoi în chat. Deci îți mulțumesc foarte mult Vlad Pentru cafea Luăm o guriță de cafea Așa Revenim înapoi la Așa Bunariu Iuliana, fetele din Constanța, haideți să ne vedem odată la o bârfă horror, <laughs> cu mare drag întâlniți-vă, faceți un, un fan club, Darkania Works, un fan club povestiri întunecate. Dragilor, vă mărturisesc că îmi doresc, uh, nu o luați neapărat ca pe un puseu de aroganță, dar îmi doresc uh, să cresc acest canal, pentru că simt că există potențial și... De ce nu? Și pentru mine ar însemna foarte mult. În primul rând că împărtășesc cu voi uh, creația, Creațiile mele. Eu fiind artist, uh, setea unui artist nu doar să creeze, ci să și împărtășească ceea ce creează cu ceilalți. Să, să nu se bucure doar el de, știu eu, de pictura lui, de cartea pe care a scris-o, de poezia pe care a scris-o, da? Ci să împărtășească și cu ceilalți, să se bucure și ceilalți de, uh, de nebunia lui, să-i invite și pe ceilalți în lumea lui, da? Rea, e ca un fel de părtășie la Damblau asta, da? <laughs> uite, Ana a deja uh, cu Budnariu Iuliana cred că deja au pus bazele acestui fan club uh, că spune, sigur, ora, data și vin. Unde, uite uitați, uitați, uitați ce interesant e. Uh, e. E sublim, uite. Poate domnișoara Ana Ișe și cu uh, Budnariu Iuliana se vor întâlni la o cafea și vor discuta. Uite, se, se leagă o prietenie pe baza unor interese comune. Știți ce mult contează în ziua de astăzi când toată lumea Uh, vedeți, uh, s-au ajuns la uh, Să nu ne mai înțelegem Din cauza că avem viziuni diferite despre lume uh, E păcat De ce să ne certăm? Iată, uite o prietenie Bazată pe interese comune <gângh> Vasile Mirea Ce-ți place să mănânci foarte mult? Păi uite, am să dau din casă Astăzi am mâncat niște cartofi prăjiți din aia congelați de mângăiați cu ulei de cocos, de palmier sau cu ce naiba sunt, ulei de palmier de aia, Așa cu trei ouă prăjite și o bucată de mușchi de porc. Asta am mâncat astăzi, spre rușinea mea. Dar ce îmi place să mănânc? Nu știu, îmi place mâncarea bună. De felul meu sunt mâncăcios, ar trebui să fac un pic de mișcare și să mănânc mai puține prostii. Nu mă dau un vânt după dulciuri. Uh, am gusturi vulgare recunosc că am gusturi, gusturi vulgare ador micii, dacă simt miros de mici mor, n-am gusturi din astea așa boeme, extravagante adică știu, icre negre sau prostii din astea, uh, nu, ador micii, de exemplu uh, uh, Nebunesc dacă simt miros de portocală dacă cineva desface o portocală și nu-mi dă și mie o feliuță nebunesc. în rest n-am, nu știu, uh, îmi place uh, îmi place gulașul foarte mult îmi place foarte mult. Soția mea face un gulaș de curcan excelent. Îl ador. În rest, nu știu, da, cum v-am spus, am gusturi din astea vulgare, nu? Mici, gulaș. Da. Ia uite, deja... uite, Andreea Morcot, Buta, Budnariu, Iuliana și Ana aici deja își fac schimb de adrese de Facebook, de Instagram. Foarte, go for it, go for it. Adelin Bora, este o casă bântuită de, sămânț, de sămânța din The Ring. E un bărbat ce se costumează și trebuie să scap de acolo în timp ce ești urmărit de el. Foarte funny. Nu mi-e clar despre ce, ce vorbește de Bora. Ori am ratat eu ceva. Îmi trebuie un pic de context ca să înțeleg. Așa. Ianoș Gabor, spune așa. Am avut eu o poveste cu un Ianoș parcă, stai. Ai, era aia jumătate pe anje jumate om. Ianoș, 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 Ianoș Darius sau cum chema? Ianoș Darius. Așa, salut, dragule, te privesc, însă gândul îmi zboară spre iașul meu drag de altă dată de prin anii 80, cel care mi-a găzduit cei mai frumoși ani din viața, anii studenției mele, politehniste, felicitări, mulțumesc foarte mult, cred că ești seniorul acestui chat, vă mulțumesc, iertați-mă, trebuie să folosesc prenumele de politețe, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și sper că găsiți ceva folos în poveștile mele și dacă nu folos, măcar, cum se spune mai nou, escapism, adică să mai evadați din cotidianul ăsta gri și să știu eu să vă mai aventurați într-o lume din asta fantastică în care eu spun bovești. Vă mulțumesc foarte mult! Andrei Grosu Ce-a băiatul Popi. Am râs de dimineață când am ascultat-o până seara când am plecat de la lucru. <laughs> Dragilor, uh, pentru cei care nu știți despre ce este vorba. <laughs> da și și a fost șapă băiat Popi. Ei. Uh, mai am și un canal de YouTube pe care l-am început împreună cu povești din întuneric. Se numește uh, La povești cu doi bețivani. Și uh, este un proiect uh, uh, în curs de desfășurare, chiar dacă nu postez acum, e din cauza că vreau să strâng mult mai multe astfel de povestioare ca să pot posta constant, da? Și vrem să facem, să ne amuzăm, să ne distrăm Să știți că poveștile acelea sunt făcute spontan, nu sunt cu repetiții Deci noi nu, nu le citim de undeva, stăm împreună în fața microfonului și conversăm da Avem unele... Doamne, sunt excelente uh, Avem una pe care trebuie să o edităm, să pregătim De fapt, avem, cred că, patru Avem patru povești pe pe, pe țeavă, cum s-ar spune uh, Una e cu un tip care se duce la gară și vrea să-și cumpere un bilet până la Calafat Așa, a doua e cu un tip care sună la pompe funebre pentru că vrea să-și mormuteze fica, iar ăla de la pompe funebre îi pune 11.000 de întrebări <gători> și îi face o ofertă de nerefuzat. Mai e una cu o taximetristă, eu joc rolul taximetristei, care este invitată la televiziunea locală și. Este întrebată, domnule, cum e să fi uh, taximetristă la noi în Iași? Iar aceasta dezvăluie că nu face doar taximetrie și că de fapt începând cu taximetrie și a făcut uh, treptat treptat transferul spre prostituție și că de fapt mașina uh, cu mașina ei cu solența ei roșie nu doar transportă bărbați ci îi și uh, <laughs> transportă pe meleaguri. <laughs> uh, da, ale plăcerii ca să spun așa. Așa și mai am o poveste Mai e una, dar nu mai mi-aduc aminte Am uitat, mai e una A, mai e una Mai e unul unu care și-a cumpărat o păpușă gonflabilă De fapt nu e, nu e păpușă gonflabilă E din aia, că ați văzut cum au apărut nebuniile astea Din silicon, din aia Care pui mâna pe ea, zici că e din piele Și s-a stricat păpușa asta și sună la un service Și e foarte amuzantă. Da, o să, o, să, o, o să aflați de ele Mergem mai departe. Deci vă mulțumesc, domnule Ianoș Gabor, că sunteți uh, alături de noi. <laughs> sunteți seniorul acestui chat, cred că. Uh, ce poveste ți-a plăcut cel mai mult uh, dintre cele scrise de mine? Întreabă Vasile Mirea. Uh, măi, uh, uite, rece, ca, ca să, să dau un răspuns rapid. Uh, uite, băiatul, uh, cu, povestea copiilor cu ochi verzi. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Uh, pentru că încerc să pun în ele și un pic de morală, da? Uh, ce se întâmplă, de exemplu, când Îți, uh, și asta e un fel de problemă de asta socială, de părinți care își bat copiii. Cumva la asta mă gândeam. Gândiți-vă la copii abuzați în familie, da? Uh, și părinții îmbătrânesc și se așteaptă ca de, copii, de la copiilor să primească o cană de apă. Și auzi cazuri că, uite, copilul de apă, uh, Copilul de apă, doamne, copilul nu s-a întors la părintele lui bătrân și suverin să-i dea o cană cu apă. E, iată de ce, da? E, iată de ce. Că unele lucruri se întorc înapoi și ne mușcă de fund. De-aia zic că povestea aceasta, copiii cu ochi verzi, copiii cu pielea verde, cu... Da, deci îmi place foarte mult această poveste. Așa îmi place foarte mult următoarea poveste care urmează să apară pe canal. Uh, alone and sad spune, dar de ce ești alone and sad? Nu ești alone, uite, suntem aici, suntem 44 de oameni pe live-ul acesta. Vă rog frumos, dacă n-ați dat like la acest... Uh, live, dați acum like, apăsați repede butonul de like și eventual de subscribe, dacă nu sunteți dacă ați picat din senin din întâmplare pe acest uh, live uh, pentru că ajută foarte mult să se răspândească live-ul acesta în întreaga lume, în întreaga Românie da, deci alone and sad, nu fie alone and sad uite, suntem 43 de oameni în momentul vorbirii, aici alături de tine, uite, uh, un rând de aplauze și de încurajări pentru domnul alone and sad, salut dor de un live de altă. cu mare drag să știți că live Treburile acestea, uite, la un însat vor rămâne uh, pe canal, da? Vor rămâne ca content și îl veți putea asculta când doriți voi, îl veți putea urmări. Uh, a, și un alt uh, lucru pe care uh, vreau să-l fac, uh, e, de, voi, citi, voi citi numele fiecărei persoane care pune o întrebare, astfel încât dacă nu vreți, uh, vă uitați la mine sau... Uh, sunteți la servici cu mine, doamna Ana Ișe, să nu fie nevoie neapărat să vă și uitați la mine, ci să puteți asculta foarte bine, să știți cine a pus întrebarea, da? Mergem mai departe. A, așa, a, a, bun, rămăsesem. A, dar sunt în urmă cu chat că am ajuns la Anastasia. Bun, povești de groază România, spune VHSMH. Salutare povești de groază din România. Cum merge canalul? Cum merge? Am văzut că ai revenit. Bine ai revenit după o lungă pauză. Suntem curioși ce mai scoți. Ana aici spune așa, știu filmul Chaser, este foarte frumos, îmi plac la nebunie filmele, serialele corene și mi-e îmi plac mai ales alea de acțiune, deci oamenii aia fac niște filme cum nu face nimeni, cum nu face tot Bine, hollywood deja oricum e o, o latrină, e un veceu public, nu mai face hollywood nimic interesant. Da, vă recomand filme din astea dacă vreți și mai violente și mai, știu eu, horror, să vedeți neapărat filmele astea coreene. Uite, am văzut un film Corean Horror, unul care mi-a plăcut foarte mult. Hai ăla cu polițistul și cu fetița aia. The Halloween? The Halloween sau cum se numea Era ceva cu o casă bântuie. E superb film, superb film. Așa. Sincer să fiu, am văzut povestea. Copiii cu pielea verde și m-a dus cu gândul la extratereștri. Da, Ana Ișe, da, pentru că și mie mama cum îmi povestise prima dată de această chestie, mi-o dăduse de înțeles că era vorba de niște extraterestri. Da. Angel Solin. Salut, Darky! Ce faci, frate? Cum mai ești? Uite, sunt foarte bine, uh, Angel Sorin. te iau o guriță de cafea de cofeinizată și stau de vorbă cu voi în seara aceasta. Vă mulțumesc tuturor celor 37 de oameni care vă uitați acum la mine. Uh, stăm în seara asta cât doriți voi. Stăm, de fapt, nu neapărat cât doriți voi, uh, ci în funcție de cât de mult mă, <laughs> mă stârniți cu întrebări. Așa, mergem mai departe. Uh, ai văzut filmul The Menu? The, The Menu? Întreabă Răzvan Răzvan. Nu l-am văzut. Gabriel Stancu. O, oh, salut domnă. Salut, bună seara. Isaki spune așa. Salut, de curiozitate, te înțelegi cu Ștefan Mihai asta Sau ce nume are el acum? Ștefan Mihai îl cheamă. Uh, ne înțelegem, nu suntem prieteni de bere pentru că nu stăm în același oraș. <laughs> Uh, dar ne înțelegem, de ce să nu ne înțelegem? N-avem nimic de împărțit <laughs> N-am făcut nicio colaborare ca să împărțim banii Sigur, îmi place foarte mult la Ștefan și l-aș încuraja să continue în direcția aceasta Și cred că e într-o perioadă foarte fertilă a activității lui de youtuber uh, Faptul că a început să pună povești originale, scrise de Soția lui, înțeleg. Înțeleg că e soția lui. Casă de piatră, am înțeles conform unui live că sunt căsătoriți. Uh, și e foarte bine, mă bucur să văd chestia asta. Chiar am ascultat, uh, nu știu cum se numește, uh, uh, a scris prietena lui, soția lui, o poveste, ceva, un fel de eyes wise, wise wide shot cu un tip care se încurcă cu o tipă foarte dubioasă și o poveste destul de vulgară, foarte îndrăzneață pentru tipul lui de content. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că era ceva interesant. Chiar dacă, să zic că aș fi avut ceva de comentat, în schimb era, era ce trebuia. Era ce trebuia și chiar aș vrea să văd mult mai mult. Aș vrea să văd o colaborare serioasă între cei doi și să... Să bubuie canalul ăla pentru că merită Nu se compară cu absolut nimic din ce a făcut el până acum Adică poveștile pe care le lua el erau destul de previzibile Însă ce face el acum e, e absolut excelent Și vreau să ascult mult mai mult Le ascult cu mult mai mult interes Și cu mult mai mult drag Sunt foarte îndrăznețe Are un stil foarte îndrăzneț prietena lui de a scrie Deci nu suntem prieteni de bere Dar ne înțelegem bine, discutăm Facem schimburi de meme-uri de, de, de idei ca să spun așa Uh, Ioan Gabriel Am intrat să dau like Sper că mâine mai lași video să te ascult Da, am spus rămâne, rămâne, rămâne uh, rămâne, rămâne. Imaginări de stories Eu ce am ratat? N-ai ratat nimica, uh, live-ul rămâne Rămâne uh, de acum încolo pe canal Așa Ioan Gabriel, noapte bună, mâine la muncă Noapte liniștită Noapte liniștită și spor la muncă Michel, bună, bună, bună Dragoș Felea și-a retras mesajul hmm, Păi de ce? Ce ai scris tu aici de deci ți-a ai retras Ana uh, Anaise, crezi în fenomene paranormale? Nu știu. Uh, știți cum? Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă. Cel puțin așa spunea mama, că i-a spus-o ei, iar mama mi-a uh, transmis-o mie. Nu cred până nu văd. De. de văzut, de experimentat. N-am experimentat absolut nimic paranormal în viața mea. La cel puțin nu mi-amintesc, dar nu, nu nu știu ce să zic, știți? Până nu văd, nu cred. Uh, știu că e un răspuns care nu te satisface. Ai face vreo poveste într-o țară ex-Iugoslavă? Întreabă Dragoș uh, Felea. Aș face, dar trebuie să mă documentez un pic mai mult, să mă imersez un pic mai mult, să... Da? Are, are povești din întuneric o poveste. Nu se petrece neapărat într-o țară ex-Iugoslavă, dar dacă nu mă înșel face referire la asta, se numește omul cu cap de cal. Și e vorba de un om, dacă nu mă înșel, care s-a mutat în România, din de undeva din zona aia a Serbiei, din zona aia, ceva cu Iugoslavia, dacă nu mă înșel. Cred, cred, cred să ascultați acea poveste și să vă abonați și la canalul lui. Așa, mergem mai departe. Aici sunt felicitări. Am ajuns, abia am ajuns la felicitările pentru Anastasia. Felicitări! Într-adevăr, Anastasia, suntem curioși ce mai citești. Uite! Paul Crăcăianu. Hai seara faină, to tovarășilor, pe live. Cum vă este seara aceasta mirobolantă? Este foarte... Seara asta s-a transformat în noapte cu lălăiala mea aici. W 250 Vin pe live. Bine ai venit. Am murit cu sânge rece. Am murit cu sânge rece. Păi de ce ai murit? N-ai murit nimic, ești viu, Florin. Stai liniștit. Cosmin. Salut, salut. A, ah, uh, 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 Cosmin, că am văzut zâul ăsta și mi-am adus aminte. Anastasia, dacă mai ești uh, pe aici... Uh, Agiasmă nu există aghiazmă, vine din greacă cuvântul, de la aghiasmos Vorbeam recent și cu soția mea pentru că a scris pe sticluța cu aghiazmă mare uh, Aghiazmă, e cu S, aghiazmă Și mai aveai undeva unde ai greșit, tot ai pus un Z, e aghiazmă Așa uh, Domino cartoons Dacă îți trimit o poveste scrisă de mine, o citești pe live? Cu mare drag, Domino Cartons, uh, te rog doar dinainte ca să nu... Uh, să nu... să nu mă repet. Uh, și să fie destul de ușor și pentru mine să o parcurg și să, să fie plăcut și pentru voi să o ascultați, să o corectezi, să te asigur că ai scris cuvintele corect, că n-ai mâncat litere, da? Că ai pus punct, că ai pus virgulă, da? Adică, vă rog foarte mult, nu-mi trimiteți... Uh, ascultam de ună zi, cred că ultimul live al lui Ștefan cu povești de la abonați. Uh, eu înțeleg că vă bucurați foarte mult și înseamnă foarte mult pentru voi să vă lecturez sau să vă lectureze el po povestea. dar e foarte important să le trimiteți cu un minimum de, știți cum să, de bun simț, da? Nu vreau să sun pretențios, dar atunci dacă le corectați și voi înainte ca eu să le citesc, faceți treaba tuturor mai ușoară, da? Și n-are rost să vin să vă spun, a, povestea ta nu e scrisă corect și eventual să pierdem timp și eu și tu. Uh, și sigur, 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 cu, cu, cu drag. Uh, 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 în schimbul unei donații de 25 de lei, cu drag citim povestea și și discutăm de ea. Nu, 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 nu o citim uh, și râdem de ea, să zicem, da? Cum uh, s-a întâmplat, de exemplu, pe uh, live-ul Nu râdem de ea, discutăm și vedem ce putem îmbunătăți, Pentru că v-am spus, am alături de mine. De-aia zic, uh, am aici, și am să vă arăt, asta. Nu știu dacă v-am mai arătat-o, dacă am mai arătat-o. Uh, stați. A, a, Poiana George Remus 2004, teatru, uh, E prima mea piesă de teatru. Și e jalnică, e jalnică, e scrisă fără punct, fără virgulă. E, e un dezastru, da? Și de aia. Uh, cu mare drag. Cu mare drag facem lucrul acesta. Elis, Elisei Ra Raț, bănescă, se citește. Îl știi pe Ștefan Mihai Cripi, pe asta? Sigur, și să știți că bănuiesc că probabil unii dintre voi știți, dar na, vă mărturisesc că pe mine cumva el m-a încurajat să încep și eu să narez astfel de povești. Mi-aduc -am, mi aminte cu 4 ani. Când eram un pic mai liber, aveam mai mult timp la dispoziția, cu 4, 5, 6 ani de fapt, când nu eram însurat, n-aveam prietene, n-aveam nimica, stăteam și îmi pierdeam nopțile jucând Ano și ascultam poveștile lui în căști. Până noaptea târziu, 3 dimineața, 4 dimineața. Și am zis într-o zi, băi, da, de ce să nu fac și eu? cam și eu niște povești scrise de mine <hăhă>, prin liceu. Și uite, așa am început să fac uh, chestia asta. Uh, așa... Uh, e ca și cum în God of War 2018 ziceau anumite expresii moderne gen whatever. Ah, a, acum am înțeles. Uh, FLW250 uh, spune despre uh, folosirea termenilor unor cuvinte care își au locul într-un anumit context istoric. De exemplu, el zice că în God of War ți se rupea o leacă filmul pentru că auzea expresii de genul whatever. Uh, și să știi că sunt de acord cu tine, într-adevăr, e iurea, spui tu, uh, sunt de acord cu tine, văd foarte multe jocuri video. Uh, recent am văzut un joculeț, un joc AAA, de fapt nu e un joculeț, se numește... Uh, Forspoken for spoken sau ceva de genul acesta cu o fată care este purtată într-o lume din asta fantastică și are un slang din asta așa, toate replicile sunt așa hip, toate oh, so, so, cool, oh yeah, oh fuck, oh shit. <laughs> <laughs> Înțelegeți? Și nu și au locul, e parcă par toate sunt scrise de adolescenți, parcă sunt expresii din alea de campfire așa, copii pretinzând că sunt adulți, da? Nu știu, nu suportă nicio chestie asta, da. Așa uh, Paul, cred că ea nu întreabă Oare ce orașe ai dori să vizitezi în 2023? Uh, mi-aș dori să... Sincer, mi-aș dori să ajung la Biertan Biertan, am văzut câteva fotografii Ați învățat uh, Ego Zenovius Votum Posui Da, la istorie Donariul de la Biertan Acolo s-a găsit uh, Ce e la Un fel de ofrandă, ca să spun așa Un fel de... N-am înțeles niciodată ce era donariul ăla, am văzut o poză cu el, era o rămășiță, ceva dintr-un fel de medalion, dintr-un fel de ceva, o, o, o fibulă, o, nu, nu mi-e clar ce era, era un donariu, era o donație dată de una, un bărbat pe nume Zenovius. Și era ca mărturia continuității, cum era cu teoria gestaltistă sau cum naiba era cu... Ferenț la ăla Carol era chest... conflictul acela dintre că n-a existat continuitate dacă o romană în spațiul în Danubian, Pontic, le scot așa ca pe bandă rulantă, nu mai știu, era cineva cu istorie care le știe mai bine pe aici pe canalul meu, te rog să mă corectezi. Și deci așa să merg la bierta, nu doar pentru acel donariu care nu știu dacă e expus acolo în muzeu, ci doar pentru faptul că dacă a, dacă o să căutați fotografii Locul acela e superb, e o mic, mică comunitate, e ca un sat pe un munte, pe un deal, iar în vârf e o mănăstire cetate. Locul acela pare desprins din Lord of the Rings, deci nu vă mint, e, un, e, e probabil unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut în România. Și aș vrea să ajung să trec pe acolo să văd acel loc. Da, sigur, vreau să trec prin Sibiu, vreau să vizitez marile muzee ale țării, mie e cel din Sibiu. Dar mai greu de ajuns în Sibiu, știți că în România e cel mai greu să ajungi. <laughs> e țara în care e cel mai greu să ajungi în România. E ușor să ajungi în... Am fost în Italia, am fost în Veneția, anul ăsta a fost foarte ușor. Dar ca să ajungi în Sibiu, <laughs> e groaznic de aici, din Iași. Faci cu trenul vreo 10, nu știu câte ore, 11, 12 ore până în, până în Brașov și după acolo Dumnezeu cu Mila. Nu, e la noi. E groaznic. Așa... Oh, Radu, Teotocos sau Antropo Teotocos? Radu lovește sub centură uh, Radu, eu n-am făcut teologie, dar dacă nu mă înșel, cred că a fost o întreagă dispută Dacă nu mă înșel, chiar o mică schismă uh, pe discuția asta Purtătoare de Dumnezeu sau purtătoare de om, nu? Se referă la Maica Domnului, era, dacă nu mă înșel, vă rog să mă corectați, eu, eu sunt un diud care a făcut arte și scriu povești horror și fac jocuri video dubioase. Cunoștințele mele în materie de teologie sunt zero. Am citit o leacă și cred că, te rog să mă corectezi, da, că a existat o dispută de fapt și o erezie dacă nu mă înșel. Dar mulțumesc, că ai lovit sub centură. Nu, 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 răspund la asta pentru că nu mă pricep. <laughs> Te las pe tine să răspunzi. Uite, Elisei uite, măi, că avem oameni de ștepțe aici. Uite, uite ce au răspuns. Teotocos, Radu, Teotocos, Teotocos, da? Adevărul că pe icoanele cu Maica Domnului cu Isus e trecut Teotocos. Deci nu a antropo Teotocos, adică purtătoare, e purtătoare de Dumnezeu, nu de om. Da? Măi că am spus ok, am spus ok. Și n-am scos vreo erezie pe gură uh, Anastasia Andreea Popescu Mamă, dar ce mi s-a rupt filmul cu asta, oamenilor Mai, mai scoateți din astea că sunt interesate Uite, mă fac și eu de rușine în fața voastră că nu le știu pe toate uh, Anastasia Nu am mai scris, dar acum mă simt motivată să o fac din nou Mulțumesc din tot sufletul Cu mare drag și așteptăm uh, Așteptăm să ne mai trimiți povești Pentru că merită, crede-mă crede Merită, adică merită și să știți că eu sunt un tip destul de radical și destul de tăios, poate, poate neplăcut de tăios, poate chiar jignitor, de grabă jignitor, cum ar spune un prieten de-al meu, când e vorba de a da feedback la ceva. Adică imaginați-vă că am făcut arte și la arte acolo în atelier ne strângeam și pictam. Și mai luam câte o pauză de cafea Era foarte interesant Am, am iubit facultatea de arte Deși a fost foarte scurtă Și treceam pe, pe lângă șevaletul fiecăruia Și ne dădeam cu părerea Și aveam colegi care veneau și spuneau A, ai făcut un cacat aici A, dar ce? Mâna aia? ce cu mâna aia? Că nu așa se desenează o mână Adică erau comentarii foarte acide Foarte, foarte, foarte dure și da, aici vreau să zic, ținând cont că eu sunt un tip foarte acid și foarte tranșant, să știi că nu, nu spun lucruri doar așa ca să te fac să te simți bine. Adică dacă ai fi scris o poveste foarte proastă, ți-aș fi zis, măi, eu o poveste foarte, proa foarte proastă, sunt problemele astea, astea și astea și eu consider că ar trebui să îmbunătățești asta, asta și asta. Și ne vedem data viitoare, da? Dar uh, nu e cazul tău. Uh, continuă, pentru că, știi cum, chiar dacă nu faci carieră în domeniul ăsta, o să te ajute la un moment dat. Știu oameni care au scos uh, cărticele sau uh, cărticele cu poezii și le-au scos doar la PIM și au dat prietenilor uh, câte o cărticică din ea și se simt foarte bine, se simt împliniți. Deci da, continuă, continuă, merită. E ceva acolo, e ceva acolo. Raț. E interesan... de Raț. E interesantă povestea cu turma al Sfântului Ilie. De unde te-ai inspirat cu povestea? E... Pare ceva poveste religioasă. Da, dragilor, eu am aflat de la nașul meu, care este părinte, în lungile noastre plimbări pe care le mai facem câteodată seara în susul copoului, e... mi-a povestit, am vorbit despre diverse secte de la noi din țară și una dintre cele mai stranii, pentru că sunt multe și nu vorbim de secte de genul. Nu vreau să, vă, să se simtă cineva insultat dacă e cineva adventist sau baptist, dar dincolo de sectele astea neoprotestante, să zicem, uh, sunt secte care efectiv sunt total pe lângă. Planeta asta, adică vorbim de folia de aluminiu și cu în cap. Și una dintre acestea este și uh, uh, turma lui Ilie, așa se numește. E o sectă undeva din zona Moldovei care, în mod surprinzător, eu am crezut că e un fenomen așa izolat, dar mi-a spus nașul meu, de exemplu, acolo o sectă asta numără inclusiv preoți care au fost caterisiți, diversi seminariști în căutare de glorie care nu sunt primiți, să zicem, în, 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 în bor, da, în corpul bor, corpul oficial, da? Și caută să se răzvrătească luând parte și uh, în astfel de secte, în astfel de mișcări incredibil de strani. Problema, mă rog, cu sectele e delicată, dar dacă ar fi doar, să zicem așa, o sectă, de exemplu, cum sunt uh, martorii lui Ahova sau așa, să zicem că ai mai putea să stai la o cafea, dar oamenii aceștia sunt dereglați, adică ei se închină la Sfântul Ilie și n-ar fi neapărat o problemă, că Sfântul Ilie a fost un băiat foarte tare pentru la vremea lui. Dar imaginați-vă că ei cred că Sfântul Ilie se reîncarnează în diverse persoane și practică un fel de cult al personalității, aparent știți în... Am pus de fapt pe comunitate, dacă o să răsfoiți mai, mai în urmă. O să găsiți un link unde e descris mult, e câteva pagini de citit, o să vă ia uh, ceva să, 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 înțelegeți mai bine tot ce acolo. Un pensionar din Bacău este reîncarnarea Sfântului Ilie, scrie în, acel, uh, în, textul de la acel link. E savuros, dar în același timp e și îngrijorător, pentru că, bun, una e jucăm Dungeons and Dragons și știu eu, uh, înțelegeți? Și alta e, Chestia asta, adică imaginez că bună parte din oamenii ăia chiar cred lucrul ăsta. Imaginează-ți, ești un pensionar, nu s-a petrecut nimic interesant în viața ta și la un moment dat, auzi bă, dar eu cred că sunt în reîncarnarea Sfântului Ilie. Ia să înțelegeți, nu mai vorbesc dacă e vorba și de uh, avariție, da? de... Cum se numește? Stați, uh, cine era cu ăsta care a pus întrebarea aia? Radu se numește asta, cu dorința de a obține un rang bisericesc prin orice mijloace, în special materiale simonie, dacă nu mă șer, se numește, nu? Ia zine. Uh, oameni de-a dreptul debile, adică clar e, e neregulă. așa, deci, da, e inspirată din realitate. A, și cea de-a doua parte este că două lucruri care m-au inspirat la povestea asta. E firește secta Sfântului Ilie și este cazul cu satul Crucea. E un sat de la marginea Iașului. Sigur, nu n-am descris satul ăla neapărat ca să lezez sau să jignesc, să aduc rănire, da? Uh, dar m-a inspirat pur și simplu toată situația de acolo și am zis de ce să nu creez o poveste în care uneori oamenii sunt mai răi decât dracu Așa. Uh, Vlad, 25 de... Stai, că mi-a fugit din fața ochilor. Am. Ci... Am citit asta? Vlad, membru de 14. Vlad, mulțumesc pentru donația de 25 de lei. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult dacă ai o... Am, mai răspuns la asta sau sunt eu senil? dacă ai o poveste, te rog, trimite-mi-o și discutăm cu ea, vedem... Discutăm, discutăm cu ea, discutăm pe ea, o citim, o lecturăm, o dezbatem împreună, vedem ce poate fi îmbunătățit cu mare, mare, mare drag. Îți mulțumesc foarte mult și nu doar pentru donație, îți mulțumesc. Bănesc că Vlad e tot Vlad care este... Da, că văd aici ce e ăla, ce ăla? e ăla, un fel de... Porsche Panamera, ce e ăla? Mașina mea preferată de anul ăsta uh, Îți mulțumesc foarte mult pentru că ești Întunecat de 14 luni Și spune așa Alături de donația pe care o, o oferă uh, Vlad adaugă Ar fi interesant de făcut o poveste Cu tematică marină Ceva care să includă o navă blestemată Spre exemplu, voi să știți că Îmi place la nebunie ideea de uh, Ghost ship De, uh, cum spui tu co uh, Corabie fantomă de corabi din asta, care vapor ăsta care a rămas pe mare și plutește și nu mai e echipajul acolo, pe, pe punte, nu mai e nimeni sau toți sunt morți. Mi se pare atât de tare, atât de tare, atât de tare. Doamne, sunt excelente pe uh, teoriile astea, cum că s-ar fi aruncat toți în mare sau au fost omorâți de, de o creatură stranie sau au înnebunit și s-au omorât între ei sau au mâncat până la ultimul. Mi se pare atât de tare povestea asta. A scris ceva, vreau vreau să știi, Vlad, în schimb ca să-ți răspund concret, am, am pe țeavă o poveste cu un submarin. Cu un submarin. Vreau să fac ceva cu un submarin. Deci dacă ar fi un loc în care nu mi-aș dori să pășesc, ar fi un submarin. Bine, un submarin care e deasupra apei, să mă duc să-l vizitez și să ies, da. Dar un submarin care să se scufunde la <laughs> zeci de metri sub apă, nu. nu, nu, nu. Și iată, aș face o poveste cu un submarin. Ai face o poveste într-o țară balcanică? În... Da, Facem, 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 cum să nu? Facem. Așa. Domino, scu scuzați-mă că mi-a mi dat o cu virgulă că am văzut ceva aici. A, așa. Da, mulțumesc. Uh, cum ți -a, uh, Domino Cartoon se întreabă așa. Cum ți-a venit ideea de la povestea... Mi-au revenit în cap întrebarea cu Teotocos și... Uh, cum ți-a venit ideea de la povestea Furia diavolului? Care ți-a fost inspirația? Mi se pare că e cea mai genială poveste horror ascultată vreodată. Nu știu, dar știți de ce cred că vi se pare una dintre cele mai tare de pe canal. Cred că din cauza că a fost prima poveste. Creepypasta pe care am scris-o și pe care am postat-o pe canal, care se desfășoară în spațiul ăsta răsăritian. Cred că de asta și v-a surprins pentru că nu v-ați așteptat. Cred că de asta vi se pare cea mai tare. Ce m-a inspirat? Nu știu ce m-a inspirat. Uh, a, ba, da, uite că a comentat cineva și mi-am adus aminte. Mi-am adus aminte de un comentariu la povestea. M-a inspirat uh, un joc video, dar nu pentru toată povestea, ci doar pentru pasajul ăla în care ăla o ia la goană din hotel, pentru că ea mânca oameni. Noaptea se transformau. Uh, scena aia cu ăla care fuge, se aruncă pe geam. De la, de la hotel, de la Han De acolo în timp ce ea spar ușa și vor să-l mănânce Mi-a fost inspirată de uh, Bucata aia din Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth uh, În care tot așa ajunge la Ninsmut Să investigeze dispariția unui prieten de al său Și se, se cazează la un hotel Iar aia noaptea îi ai spar ușa că vor să-l mănânce Să-l omoare Mi-a fost inspirată uh, chestia așa. Cu, cu ideea aia în cap că băi vreau să fac o scenă uh, o, Deci am avut așa în cap Băi vreau să fac o poveste a cărei acțiune se petreacă undeva în estul Europei, Rusia eventual să zicem, să aibă scena aia în care un om sare pe geamă și rupe piciorul și aleargă goana așa și ceva cu un șarpe veninos și cu diavolul și cu exorcism am vrut să fac. Și iată așa s-a născut povestea. Sper că te, te mulțumește răspunsul. Andreea Morcot. Eu am fost prima care am dat like. Mulțumesc. A, la povestea asta. Imagineer Stories și-a retras comentariul. De ce vă retrageți comentariile? Nu fiți rușinoși. Decât dacă ați înjurat. Dacă ați înjurat, da. Sunt abonat din povestea cu casa funerară. Oh Uite, o poveste foarte specială pentru mine. Te-ai gândit să joci jocul horror? Bianca Cercel. Măi, Bianca Cercel. Uh, pff, eu fac niște jocuri pretinse horror. Mai degrabă dark. Adică am făcut Last... Uh, last Days of Lazarus. E un joc făcut de mine. Am făcut The Unluckiest Man. Uh, care e un joc în limba română. Nu e neapărat horror, dar e dark. Am făcut Grey Dawn, care iară, e un joc foarte dark. Și mai lucrez la unul. Am un joc atât de tare, pe țeavă, dar nu pot să vă zic. <laughs> uh, o, să, o, să, o, să, descoperiți în timp. E foarte tare. E o poveste, o poveste românească. Foarte tare. Abia aștept să împărtășesc cu voi. Uh, de jucat nu prea mă joc, că nu am timp. Unul la mână, doi la mână. Uh, găsești greu jocuri horror care să fie ca lumea. Nu-mi place, fiind și dezvoltator de jocuri video, cunosc foarte. îndrăznesc, de fapt o spun cu toată aroganța de care pot da dovadă, cunosc foarte bine uh, cum se fac jocurile astea și nu, nu... Eu zic cu mâna pe inimă, simt că există atât de mult potențial și majoritatea developerilor fac exact același joc, același joc, în care. Fiți atenți! Se tre te trezești într-o casă întunecată sau într-o pădure, nu ți-aduce aminte, absolut nimic, eventual ai avut și un accident de mașină, e totul beznă în jurul tău, nu vezi nimic. ai eventual o lanternă cu care te plimbi așa, ajungi într-un mansion, într-o casă din asta părăsită, abandonată și te fugărește un drac. E și ce să vezi? Tu trebuie să fugi de Dracula. E și ce să vezi? La finalul jocului descoperi că e înnebunit și că de fapt ai omorât soția și copilul și nu-ți mai aduce aminte. Și așa maj majoritatea covârșitoare a jocurilor uh, horror care apar acum. Toate se exact despre aceeași Nu te mai impresionează, nu te mai surprinde absolut nimic. Toate sunt exact aceeași ciorbă reîncălzită. Motiv pentru care vă recomand. Ia uite ce vă recomand. Last Days of Lazarus, este cel mai nou joc românesc, uh, nu știu dacă s-au mai lansat și altele, dar na, ăsta joc așa românesc, uh, horror lansat, horror, mă rog, dark, intens, lansat chiar și pe PlayStation 5. Îl găsit și pe Steam, îl găsiți și pe Xbox și vă recomand să-l încercați cu mare, mare căldură. Este un joc uh, a cărei acțiune se petrece în, uh, uite, puteți vedea aici o icoană cu Isus și chiar un personaj. De fapt, aici. Laura o cheamă pe fata asta. Uh, a cărei acțiune se petrece la noi, în România. Da, și este vorba despre un bărbat care se întoarce acasă să petreacă timp cu sora sa la ceva, uh, la ceva vreme după ce mama lui s-a sinucis. Vă recomand să jucați jocul acesta. Veți explora uh, zone de la noi din țară, precum Voroneț cel puțin o locație inspirată de Voroneț una inspirată de uh, zona aceea uh, a Râșnovului, da? cu pădure, cu ceva cu orfelinat. Am reprodus acolo chiar... nu se vede aici. Am reprodus chiar... Ba da, stați să vă arăt. Fac unboxing, fac unboxing, iată. Să vă deschid. Așa. Acesta este... Găsiți contentul acesta și pe... pe PC. Și să vă arăt... Așa. Dacă cumpărați ediția fizică pentru PlayStation, veți găsi niște cărți poștale înăuntru scuzați-mă am scuipat în microfon și cred că v-am spart din panele, să le întorc invers și veți, uh, veți vedea niște cărți poștale veți primi Dați să, să încerc să le întorc așa cum vă să vedeți uh, cărți poștale care sunt trimise de unul din personajele din joc către soția lui uh, și aici în colț puteți vedea un timbru cu o icoană, icoană care e pictată de mine <laughs> și care apare în joc uh, și cum vă spuneam aceasta este una dintre locațiile din joc vedeți o biserică de lemn A, așa Aici este iar o zonă Care se numește Rosenau Sau Rosendorf Este denumirea istorică a orașului Râșnov În care am copilărit Și vedeți pădurea, e frumos totul Cu capeluța aceea Așa, și mai e încă o locație Asta, de aici Ea se numește Orfelinatul de la Bran Și este O, loca o clădire de fapt Care există în realitate Dacă ați vizitat Mănăstirea Bârsana și v-ați plimba prin curtea aia mare, există o clădire absolut superbă, este Casa Episcopală. Și am reprodus un joc, mi s-a părut atât de frumoasă clădirea aia, încât a trebuit să o reproduc. Și vă, vă recomand să încercați acest joc, să îl găsiți pe Steam, dacă nu mă înșel chiar e la reducere. Vă recomand cu mare drag să-l să jucați. Mă, mă susțineți în primul rând pe mine și mă încurajați să fac mai departe jocuri. Oricum vreau să fac. <laughs> Deci cred că ți-am răspuns. Uh, nu prea joc jocuri horror, ci mai degrabă mi le fac singur. Uh, Muzici slow. Spune așa, ador că poveștile tale sunt super lungi. Respect. Mulțumesc foarte mult. Să știți în schimb că nu vă așteptați ca mereu să pun câte o poveste de o oră. Și mi îmi plac foarte mult. În schimb, e atât de greu să scoți constant o poveste de o oră. Ar însemna să scot măcar o... Să scot, ca să fac doar povești de o oră, ar însemna să postez doar o dată pe lună. E greu să le. Iertați mă, e greu să le scrii. Și să fie și interesante, mai ales că eu sunt foarte, uh, foarte radical cu munca mea, foarte serios și dacă nu-mi place ceva, nu uh, las baltă. Cum spuneam, e greu. Uh, mergem mai departe. Elisei rați înseamnă. Ai Icoane în casă? Am, am, sunt și iconograf. Zografos, geografos, sau cum se zice uh, Da, și pictez icoane în timpul liber Pentru că m-am săturat de stat în fața Uneori mă satur de stat în fața calculatorului Și nebunesc și vreau să mai fac și ceva cu mâinile Am aici, chiar vreau să vă arăt Mă rog, e des... Dar nu știu cât se vede, nu cred că se vede foarte bine Am uh, un desen pe care l-am uh, Schițat pentru o icoană O icoană A4, A3 Cu intrarea Domnului în Ierusalim Da, am și, am și icoane Fac și icoane și am și icoane în casă pe pereți, da. Îmi place foarte mult să fac chestia asta. Uh, așa, uite, imaginezi o îmi place foarte mult că, uh, povestea Casa Funerară. Funerară, nu funerală. Am ascultat-o de foar, foarte uh, foarte mult recent. Măi, uh, și nu se dă un sentiment așa de neliniște? Eu am ascultat-o atunci, în perioada când am postat-o. A fost uh, la ceva timp după ce uh, mama s-a mutat la cele sfinte, cum se spune. Și e foarte personală, pentru că eu când am scris-o, uh, mă rog, mama încă mai trăia, și am zis, mai hai să scriu o poveste creepypasta, una foarte personală, în care să-mi exprim eu neliniștea față de moarte. Și iată ce să vezi, după ce am înregistrat-o și am pregătit-o de apladat, primesc telefonul acela uh, neliniștitor de la tata la miezul nopții. Uh, firește, nu m-am gândit-o foarte mult, dar în zilele imediat următoare, în săptămânile următoare, chiar m-am gândit să-mi închid canalul, pentru că mi s-a părut de-a dreptul creepy. Uh, iată că ați întrebat de experimente, experiențe paranormale, nu neapărat paranormale, ci mai degrabă neliniștitoare, tu, uh, exper, experiențe tulburătoare. Și așa a fost asta cu casa funerară. Dar în final, uite, soția mea și prietenii din jurul meu mi-au uh, mi zis că mai uh, stai stai cu minte, nu-ți șterge canalul, lasă-l acolo că uh, o să fie ok, o să-ți revii. Și da, mi-am revenit, am învățat să trec cu asta și am postat povestea la mult timp după ce s-au petrecut toate cele de tristă amintire. Și da, e, e una dintre cele mai bune de pe canal, da. Uh, mergem mai departe. Ionica, bună, bună! Uite, stai, să mă luăm o guriță de cafea. A, așa. Par mult mai fericit pe live. Din poveștile de pe canal, păreai mult mai trist. Spune Bianca Cercan. Mm, pe păi, acum nu o să. Nu pot să fac poveștile fiind povești horror, nu? Fiind povești dark, povestiri întunecate, trebuie să adopt și o fie un ton mai trist, fie un ton mai... Uh, mai înfricoșător mai știu eu. Adică nu pot să le zic cu, cu umor. Plus că încerc să fac și o diferență între fantezie și viața de zi cu zi. Spune kilogram. Mai am șase examene și mă pot bucura în liniște de ultimele povești de pe acest canal. Sper să, postez, să, să creez povești plasate ca spațiu temporal în perioada ciumei bubonice. O să încerc să fac, o să încerc să fac. cum are drag. Bianca Cercel și-a retras mesajul. Wow, omule, și acum ești live, zice Claudiu Grancea. Da, uite, sunt live în continuare. Domino Cartons, de la Ștefan Mihai, creepypasta, a fost un set de povești ce mi s-au părut geniale. Eu visez sau eu sunt visul și școala mea își torturează elevii. Din iad vă scriu, dragilor, dacă vreți să ascultați o poveste super cool, școala mea își torturează elevii, ascultați-o pe a mea! e mai cool decât a lui Ștefan. Mă rog, uh nu e a lui Ștefan, că nu e scrisă de el, e narată de el, dar am înțeles că autorul a postat recent ultima parte din acea poveste pe care toată lumea a vrut să o asculte și aparent toată lumea e dezamăgită cu deznodământul. Așa că dacă sunteți dezamăgiți de deznodământul de la școala mea și torturează elevii pe care ați auzit-o la Ștefan, veniți și ascultați și versiunea mea, care sunt sigur că o să vă placă pentru că e semi-porno. Și de ce nu v-ar plăcea? Respectați limita de vârstă, da? Așa... A, mie de la Ștefan Mihai mi-a rămas în cap o poveste uh, pe care o avea pe canalul celălalt. Era vorba de un om, cred că cumva tinde un pic mă, spre genul meu de, de povești și de-aia mi-a plăcut mie foarte mult. Uh, era una cu un tip care se duce, suferea de inimă și se duce la o cabană, se duce la o cabană să se liniștească, la la la, cu prietenul lui. Și de fapt descoperă că prietenul lui îl făcea pe la spate cu fosta lui nevastă și vreau să-l omoare, să-l facă să să-l sperie și el făcând din fart ar fi părut în ochii autorităților că el ar fi murit de moarte bună. Aia mi-a plăcut foarte mult. Fața, fricii sau cum se numește. Mereu i-am zis că băi îmi place foarte mult povestea aia. Dacă nu ai drepturi de autor, măcar scrie tu o versiune a ta și pune pe canal că inspirată de acolo și sigur o să mă bucur foarte mult. Îți dau o bere când ne întâlnim. Ștefan, dacă auzi asta, să, să face... pune-o pe soția ta să rescrie povestea asta într-un mod așa mai twisted, mai dark în stilul ei și să, să o puneți, că m-aș bucura enorm. Uh, Music Sloud, știi canalul After Dark, cu ștefan, Mihai și After Dark sunteți uh, top. Sigur că știu canalul After Dark, Îl știu. Și uh, am sentimentul, am sentimentul că After Dark uh, privind ritmul în care lucrează, cred că va ajunge, dacă își dacă menține ritmul, cred că va ajunge cel mai mare canal de povești uh, creepy pasta din România. E clar, cunosc și eu limitele, nu o să pot să concurez niciodată să scot content atât de repede ca să spun așa și de ușor și de constant comparativ cu cineva care primește aceste povești, da? care, mă rog, obține drepturile de autor și le narează. înțelegeți? Și e clar că cel mai probabil va ajunge cel mai mare din România. Uh... În orice caz, se vede pasiunea, se vede, că, se vede că o face din pasiune și nu o face din grabă, din, știu eu, din lăcomie, să strângă bani sau, știu eu, o face o treabă foarte bună. Așa. Uh, relicvă creștină, spune Cosmin. În ce context spui tu relicvă creștină? Oferă, oferă uh, un pic de context. Uh, Claudiu Grancea încearcă un joc, o cale de scăpare. Mm, nu joc. Am, am făcut un. Am, am postat la un moment dat un filmuleț cu. Uh, în care mă jucam ceva. Și nu, nu vreau să fac așa ceva pe. pe știu eu, live-uri cu așa ceva, pentru că nu e audiență. Adică, uite, poate doamna Aișe și cu uh, doamna Bianca sau cum o chema, care vor să facă un fan club în Constanța. Uh, nu cred că. poate nu li s-ar părea interesant să vadă asta. Și scade. știți cum afectează canalul, da? Bianca Cercel, știi canalul Nota 5? Sigur că da, știu, știu, știu canalul acesta. Asupra provenienței donarului, a, așa Radu, asupra provenienței donarului sunt multe discuții. Sunt unele păreri că nu are treabă în mod direct cu zona respectivă. Unii susțin că ar fi pradă de război sau alte interpretări. Interesant, mulțumim, mulțumim pentru elucidare. Sick potato înseamnă, pe ce specializare ai fost la arte? Dragă, am făcut grafică șevalet. Am făcut grafică de șevalet. Adică, pictam, desenam, făceam gravură. Te-ai gândit vreodată să faci uh, visuals la videoclipurile muzicale? La videoclipuri muzicale? Nu. Nu fac chestia asta pentru că... La, la, video, la videoclipuri muzicale... A, ah, la... Da, deci bănuiesc că nu te, te aștept că eu să fac videoclipuri <gânguia> muzicale, să, să fac și muzică. Uh, nu, nu am de gând să fac chestia asta, nu-i nu, nu ceva în zona mea de interes. Sebitopi. Salut, salut, salut. Uh, Nocturnum. Vocea aurorii. After Dark. Povești din întuneric. Darkania Works. Sunt cei mai tari narratori care chiar au povești foarte frumoase. Anaise. M-am topit aici, mă trec căldurile. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Și da, da, și eu cred același lucru. E un val nou așa de, de creator de conținut de genul acesta. Mă bucur că aveți de unde să alegeți. Și da, vă recomand să ascultați de la toți poveștile acestea, merităm cu toții să creștem. Da, și nota 5, ah, te refer la, da, așa, uh, Roxana Maghiar. Mulțumesc pentru donație, mulțumesc foarte mult. Uite, și îmi așa, cărți genul horror, ne-ai putea recomanda? Păi, în primul rând, uh, citiți, e clar, citiți literatura asta de American trash, cum s-ar spune, de la St St Stephen King, da, Stephen King, citiți cărticelele lui. Eu am citit vreo două, trei, mi s-au părut insuportabile, mi s-au părut așa de, uh, cum mi spune, uh, un moment, un moment, stați că mi -a... Este asta jos aici. Ops. Da. Ei, nu vreau să moară pisica. <gânghe> Cadobile dărâmă tot felul de obiecte și nu vreau să-i cadă în cap ceva ca e fragil, saracul. Așa, ce spuneam? Uh, Cărți, genul horror, spui tu, da? Bun, deci, uh, clar, uh, citește Stephen, era să zic Stephen Hawking, <laughs> Stephen King, uh, Lovecraft, Lovecraft citește și în rest, uh, nu știu ce aș putea să-ți mai recomand. Uh, Uită-te la filme, eu, eu, eu să știi că nu citesc horror, uh, nu citesc horror. Uite, spune Gașpa la Emanuel, clarifică de ce nu prea gustă uh, Stephen, uh, Stephen King. Uh, Că cărțile sunt prea horror Nu neapărat uh, Cumva mi se pare un pic uh, uh, Cum mi se pare mie Stephen King uh, Știți cum gândește el? De fapt chiar a spus-o într-un interviu uh, What if dog bad? Și a scris o carte care se numește Cujo Cu un câine rău care omoară oameni Mai departe What if car bad? și a scris o carte care se numește Christine, despre o mașină care e bântuită și, da, <gântu -i> <gântu -i> înțelegeți, fiecare om care o avea, murea. Sau, sau trăia tot felul de experiențe nasoare. Deci nu, nu, nu-mi place foarte mult. Dar sper că nu zic o prostie, dacă nu, nu mă înșel, stați că caut acum. Așa, un moment. Da, uite, Uh, N-am citit cartea, dar am văzut filmul. Gândiți-vă că Shawshank Redemption, care probabil e unul dintre cele mai tari filme făcute ever, e făcut după o poveste de la lui, lui, Stephen King. Uh, Gândiți-vă că omul e grafoman, da? Adică e maniac. Asta face lui. El, el scrie cum beau eu cafea, el scrie cum respiră, da? Și e clar că, în mod inevitabil, mă mâncărime de nas, uh, în mod inevitabil o să scoată și chestii foarte, foarte slab. Da, uite, Gașpar Emanuel uh, întreabă, Cristin e scrisă de, de, de King? Da, el a scris-o, da. Deci ți-aș recomanda asta. Dar uite, uh, dacă vrei ceva serios și neliniștitor, uite, eu găsesc, de exemplu, că Maestru și Margarita e o carte horror din punctul meu de vedere. Adică sunt uh, uh, descrise niște scene, de exemplu la răstignirea lui Isus, mă rog, el folosește alte nume creează alte scenarii în care vine diavolul și stă la discuție acolo, e absolut înfricoșător uh, basic plotline-ul la cartea aia bine, e o carte foarte complexă, foarte adâncă uh, la un moment dat, în anii 40-50 uh, vine satana pe pământ uh, în mijlocul Uniunii Sovietice și se infiltrează într-un cerc literar și tot o ia razna, tot o ia razna. Îți recomand să citești. Și e și ceva fain, da? Uh, nu mai zic, citiți Dostoievski. mie cărțile lui mi se pare incredibil de neliniștitoare. Uh, chiar dacă nu vedeți în poveștile mele neaparat inspirația sau nu sunt la nivelul lui, dar sunt, sunt uh, momente care mă inspiră, de exemplu scena în care Raskolnikov omoară cele două femei, uh, aia că mătăreasa și cu servitoarea ei, e absolut înfricoșătoare. Nu mai zic ce se întâmplă mai departe, frații Karamazov, la fel, toată situația aia cu toate acele pulsiune abisale pe care le avea tatăl nu, lui Dmitri, cum erau amândoi îndrăgostiți de aceeași femeie care își bătea joc de amândoi, cum se ajunge la crimă, îți recomand cu mare drag. Sunt mai greu de parcurs, genul ăsta de cărți, e literatură înaltă, dar bate la fond. Uite, Demonii de Dostoevski, da, iată, de ce n-am zis? Oh, deja deja mă trec fiori, Anastasia Popescu. <gă> Superb, da, 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 da. da. Cum era? Um, um, da, nu, nu, nu mai mi-aduc aminte. Da, nu, e clar, clar, clar. Îți recomand asta. Dar dacă vrei să te obișnuiești cu scris uh, quick stories, trash stories, ca să spun așa, cum de foarte multe ori scriu și eu, înțelegeți, pentru a vă oferi câte o pastilă din asta de creepypasta, o să te ajute foarte mult să citești povestioarele lui Stephen King. Cele ale lui Lovecraft sunt un pic mai, mai fantastice. de -aia nici n-am pus pe canal, în afară de Robert West, reanimatorul, pentru că sunt fantastice și v-ar plictisi ele sunt, în plus sunt interesate sunt interesant de citită în engleză poveștile lui Lovecraft, are un limbaj interesant mergem mai departe, Adi uh, Adrian, mulțumesc pentru toate poveștile cu mare drag, să știți că nu le fac doar pentru mine, le fac și pentru voi pentru că vreau să împărtășesc cu voi uh, potențialul pe care l-are ca sursă de inspirație tot spațiul ăsta, toată istoria asta noastră, recentă sau mai îndepărtată da? Să, să vă fac conștiență. Uite, mi aduc aminte că pe vremea când lucram la Grey acum vreo șapte ani, încă nu începusem să facem jocul. Greydon, pentru cei care nu știți, e primul joc horror românesc, cum îmi place mie să zic. Și e făcut de mine împreună cu foști doi colegi. S-a lansat în 2018, îl găsiți pe Steam. Și cum spuneam, când eram în perioada de concept a jocului, le-am zis, băi băieți, hai facem un joc despre un preot căruia uh, îi moare copilul într-un mod înfricoșător, sinistru. Și el e posedat și e cu exorcisme și cu așa. Și a zis, băi, hai plasăm acțiunea în România. Și facem cu preoți, cu icoane, cu biserică de lemn, cu botez, cu, cu moaște, cu toate chestiile astea interesante care sunt în jurul nostru și explorăm tot universul ăsta și arătăm cumva, ducem în afară, da? Să vadă și străinii. Uite băi, o chestie interesantă. Și știți ce răspuns am primit de la unii dintre colegii mei? Sigur, în final a trebuit să mă suporte și să mergem până la capăt cu chestia asta. Mi-a spus așa, dar de ce să punem acțiunea în România? Că România e cunoscută în afară pentru corupție, pentru hoție, pentru, știu eu, diverse minorități sociale care se duc prin țări străine și fac nefăcute, da? Și, iată, de ce să nu facem ceva interesant, da? Cum sunt poveștile acestea cripi-pasta, prin care să, să, să explorăm tot folclorul ăsta local, toate toată țărișoara asta noastră cu plusuri, cu minusuri, da? Și să ne bucurăm cumva și poate chiar în final să și învățăm ceva, da? Uh... Gândiți-vă, eu mai am un, cred că nu v-am spus, eu mai am un canal în engleză la care am început să lucrez, momentan e experimental. Vreau să traduc toate poveștile mele pe care le am uh, pe acest canal, să le traduc și în engleză, să le pun și acolo. Uh, și scurios curios cum o să, cum o să primească cei din uh, din, cei din restul lumii, da? Cum o să primească străinii aceste povești românești, cum s-ar spune Mi se pare o inițiativă foarte faină Gândiți-vă cât de mult poate să facă un proiect din ăsta artistic, un canal de YouTube nu e nu deloc puțin Gândiți-vă, uite, ascultam recent Astăzi ascultam chiar Trio Mandili Sunt trei, dacă nu știți, sunt trei fete din Georgia Care cântă, pur și simplu, pornesc telefonul și cântă Se plimbă pe stradă și cântă toate trei Superbe, superbe Super ce fac fetele. Gândiți-vă că fetele acelea au la canalul lor de YouTube undeva la vreo 2 milioane de abonați. Au videoclipuri la care au câte 20 de milioane de vizualizări. Voi înțelegeți cât de mult înseamnă asta? Înseamnă că 20 de milioane de oameni au ascultat acele povești, acele, povești, acele melodii și s-au uitat la ele. Gândiți-vă cât de mult câștigă uh, Georgia ca imagine de pe urma acestor fete. Sau uite soția mea se uită de exemplu la un canal de YouTube al unei chinezoice. E o chinezoaică care, mă rog, are milioane de abonați și face diverse chestii. Face, nu știu, țese din bumbac, diverse chestii. Arată cum plantează orez până îl recoltează. Pictează ceva pe o pânză de mătase. Face tot felul de chestii din astea. Foarte frumos. Ea e foarte frumoasă, arată ca o prințesă dintr-o poveste din asta asiatică. Gândiți-vă cât de mult face ea pentru imaginea Chinei, da? pentru spațiul asiatic. Printr-un simplu canal de YouTube. Da? Și de ce nu? Cumva asta încerc să fac și eu, prin jocurile mele, prin știu eu iată, prin poveștile mele, pe plan local și poate pe viitor, dacă o să le traduc și o să le înregistrez și pe plan internațional. Ar fi excelent! Doamne, cât am putut să vorbesc. Așa. Uh, mergem mai departe. Așa. Uh. Ar trebui să scriu o poveste inspirată de Bizerk. Bizerk, te refer la... Ce? La uh, războinicul acela la Viking? Sau te referi la vreun joc? La vreun... Bună seara, dăgăut! Bună seara, ador videoclipurile tale, spune Bizerk. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult! Andrei Bodnariu întreabă așa, ai încercat să narezi povești de la abonați? Sigur și chiar am făcut asta pe live și uh, vreau să fac mai departe chestia asta pentru că mi se pare un lucru foarte interesant și putem... Uh, uh, putem trage cu toții un folos, da? cu mare drag de unde ți-a venit ideea ți-a venit inspirația la povestea familia mea a fost ucisă și când vine partea a doua de la Viermele din adâncuri, stai un pic tu aștepți partea a doua e ca și când s-a terminat, n-am niciun plan pentru partea a doua la Viermele din adâncuri, adică povestea așa cum este acum merge foarte bine și are un început, un conținut și o încheiere, deci n-am niciun plan pentru partea a doua în schimb, la familia mea a fost ucisă. Familia mea a fost ucisă. Sta să, sta să văd un pic, că nici nu mai mi-aduc aminte. Era vorba de... Vedeți, ăsta e dezavantajul la poveștile lungi. Că... Uit... A, în regulă, e vorba de cei doi frățiori. Și cu mama care făcea diferență între ei. Uh, uh, am urmărit ceva, niște chestii de true crime care m-au inspirat a fost o perioadă în care făceam genul ăsta de povești. Nu, o să prea, să mai vedeți prea multe povești de genul acesta. Dar da, au fost niște chestii de true crime. Nu, -i, nu -i nimic profund acolo. Așa. Fix asta vreau să spun. Nu uita să menționez de canalul tău secundar în care pui povești în engleză. Da, o să... Momentan e pe moarte canalul ăla. E, e în stadiu de experiment. Spune așa, Sick Potato. Fiți atenți, vreau să dau la arte, pe grafică, la șevalet. Ai ceva sfaturi pentru probele de la admitere? Pe ce ar trebui să mă concentrez mai mult sau să ofer importanță? Păi, în primul rând, eu să știi că n-am făcut, de exemplu, liceu de arte. Cei care fac liceu de arte, clar, au un avantaj mai mare, pentru că deja știu la ce se aștepte. Dar bănuiesc că dacă ai pus întrebările astea, clar, n-ai făcut liceu de arte. Măi, trebuie să știi să desenezi. Acum depinde unde vrei să dai la arte. Facultatea de Arte din Iași se intră destul de ușor aici la noi în Iași. La Cluj e măcel. La București e măcel, în sensul de pile, fițe și golăneală. Am încercat să dau la Cluj la grafică, am luat nota 3 și am fost trimis acasă, acum 12 ani. În Iași se intră ușor la facultate. Nu te aștepta la câinii cu colaci în coadă, nu vreau să te demoralizezi. Facultatea de Arte din Iași e foarte bună ca networking, ca să ți faci niște prieteni. Să-ți să dai seama cam care-i uh, faza cu tine. Uh, nu știu, uh, în anii trecuți, eu știu uh, cum s-au desfășurat uh, exa s -au desfășurat examenele în perioada pandemiei la facultatea de arte, cel puțin la grafică și a fost efectiv o porcărie, am avut chiar și un rant pe Facebook în care efectiv mi s-a zburlit părul în cap. tu nu trebuia decât să le trimiți prin mail, a era proba eliminatorie, să le trimiți. Nu. Proba eliminatorie era o scrisoare de intenție pe care trebuia să o trimiți uh, fostului meu profesor din catedră, domnului Dragoș Pătrașcu, un artist de altfel foarte bun, dar foarte slab ca tact pedagogic, din punctul meu de vedere. Dacă ai să intri la ea, și ai să-l cunoști. Uh, Trebuie să-i trimiți lui o scrisoare uh, de intenție, în care să-i mărturisești de ce vrei tu să faci arte. Iar asta era proba eliminatorie. Dacă el zicea că... Eu nu cred că vreau să-l admit pe băiatul ăsta, că ăsta vrea să facă arte ca să facă benzi desenate manga eu nu-l admit pe ăsta îți luai reject o a doua probă era portofoliu a uite iată zice po -ă, sick potato uh, portofoliu portofoliu e o prostie Portofoliul acela ar trebui să fie opțional pentru că portofoliu nu înseamnă nimic cel puțin la admitere la arte de ce? pentru că portofoliul ăla poate foarte simplu să nu fie făcut de tine și uh, sunt cazuri. De ce zic? Pentru că eu la facultate îmi ajutam uh, unii colegi să-și facă temele, de exemplu, și se duceau cu temele, cu desenele, uh, la profesor și ziceau, uitați, domn' profesor, ce am făcut, știi? Eu eram alături de ei și, sigur nu spuneam nimica pentru că primeam niște bănuți pentru chestia asta, adică nu le făceam gratis, trebuia să trăiesc și eu din ceva. Și da, aia cu... Uh, por a, trebuia să mai adaug și pe lângă portofoliu ăsta, fiți atenți... O declarație de sinceritate prin care tu mărturisești pe propria răspundere că lucrurile alea chiar sunt făcute de tine. S-a Sper să se scoată chestia asta, e o, e o chestie incredibil de rușinoasă. E, trebuie să fie un examen practic acolo, neaparat Deci ar trebui să-și o scoată chestia asta. Cred că au făcut-o din lene, din logistică, din nu știu ce n-ai. E, e, o tâmpenie, o abominație. Deci dacă e, <laughs> dacă e cineva, un profesor de la arte pe aici, dar nu e în mod ce n-are cum să fie. E, am de fapt niște foști colegi de facultate care au ajuns profesori. E, sunt niște băieți de treabă, dar da, și ei sunt de acord cu mine, dar n-au prea multă putere, că din nefericire sunt doar asistenți. Uh, dar uh, eu știu că când se dădeau probele, pe vremea mea, când se dădeau probe uh, practice, uh, se dădeau două probe. Una era model cu mâini, adică îți spuneau un nene în chiloți, pe scaun, în maieu și tu trebuia să-l desenezi pe o hârtie 50x70, să-l desenezi cât mai corect. Asta era proba eliminatorie Și a doua probă, mai era încă o probă În care ți se dădea un examen de compoziție Ți se dădea o temă Omul și natura, visul, poluare O prostie din asta Și tu trebuia să faci o lucrare tot așa, 50 pe 70 în culoare Carioci, aquarelă, pictură în ulei Acrilice, ceva ai tu Cam asta e, acum nu știu cum mai e, sincer Curaj, curaj Facultatea de Arte de la Iași e destul de accesibilă Așa The Goat. The Goat pune niște întrebări destul de sensibile. Uh, te întreb sincer, ești misogin sau rasist? Am văzut că și prin comentarii pui astfel de întrebări. De ce aș fi rasist? De ce aș fi misogin? Îți căsătorit cu o soție frumoasă pe care o iubesc. Uh, în, plus, în plus, genul ăsta de întrebări, nu știu dacă ar afecta... Uh, adică, de exemplu, dacă ți-aș spune că sunt rasist. Nu sunt. Dar să zicem ar schimba cu ceva, nu știu, calitatea poveștilor mele? Nu te-ai mai uitat la ele? Ai spune, oh, nu mă uit la poveștile astea pentru că sunt uh, uh, băiatul care le face, e rasist? Uneori e bine să nu știi uh, cam care e viața personală și care sunt viziunile uh, față de lume ale creatorului tău de conținut favorit, da? Uite, îți dau un exemplu, un, uh, am avut un fost, cunosc pe cineva foarte talentat, pe care l-admir, Desenează foarte bine, e un desenator impecabil, impecabil um, Și mereu când mă uit la ce face el, sunt copleșit de cât de bine lucrează, cât de talentat e Nici prin vis nu-mi trece să lucrez ca el, da? Um, în schimb, persoana respectivă e o scârbă de om, înțelegeți? E un om oribil, toxic, când intră el în cameră se ofilesc toate florile E, e oribil de stat în, în preajma lui, da? Dar mereu încerc când mă uit la lucrările lui să nu mă gândesc la el. Și iată, așa încerc să mă bucur de ceea ce face, fără să iau în calcul ce face el. Dar nu ca să-ți răspund pe scurt, nu sunt rasist, n-am niciun motiv și nu nu sunt misogin. Se înțelege cumva din poveștile mele, ți-am dat de înțeles chestia asta. Să știți că din poveștile mele se poate înțelege că sunt și un serial killer sau că sunt preot. Uite, cineva îmi zicea să rămână părinte, înțelegeți? Încercați să puneți un pic de cum s-ar zice, un băț între poveste și mine. Între poveste și mine, da? Mergem mai departe. Nu e nicio problemă, no hate at all. Cu mare drag. Așa, ar trebui să am note mari la bac pentru facultate? Sic potato, din câte știu, nota de la bacalaureat contează, nu știu, 10% sau ceva de genul ăsta. FLW W, 250. Mie mi-a plăcut... Plot twistul maxim, la familia mea a fost ucisă și cum de ți-a venit, de fapt, cu partea aia în care era odiat și, de fapt, el era răufăcătorul cu tot timpul. Mi-a venit pur și simplu, să știți că foarte multe uh, povești uh, le creez și le dezvolt pe măsură ce scriu la ele și îmi vin idei. Băi, ideea e că mie nu-mi place să scriu o poveste și am discutat chiar și în rantul ăla, deși poate unii au venit și au zis Ah, vrei să-l pe ăla?" Nu. Uh, e o regulă la povești. Nu vrei să, eu nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră să ascultați o oră o poveste în care... No, dau un exemplu. Uite, am ascultat și a fost o experiență foarte neplăcută. Uh, nu luați ca răutate. Am ascultat de la After Dark povestea cu fata care zâmbea. Prietena mea zâmbea. Mă privea din colț sau ceva de genul ăsta. Și am ascultat-o și lucram și ascultam povestea lui. Și a băi, chiar înainte, care e faza cu femeia asta? care e faza cu femeia asta? Și el începe, bărbatul ăsta, dacă n-ați ascultat povestea, vă recomand să o ascultați. Uh, și el fuge la un moment dat, încearcă să se detașeze de soția lui, dar na, o și iubește, n-ar vrea să o părăsească și asta tot apare în diverse locuri și se uită dubios la el, cu un râge din ăla straniu. Uh, și îți dai seama că eu, vă dați seama, ascultam povestea și așteptam să se întâmple ceva bun, ok, și ce se întâmplă? Iar la final ăsta se întoarce acasă și Apare soția lui și spune, hehe, te-am găsit! Și a terminat povestea. Adică... Știi cum? Adică nu luați ca un atac la... La ce, la ce face el, pentru că el anara povestea bine, nu-i nu problema lui, e problema autorului care a scris-o. E o poveste proastă. Și cum, cum spuneai și tu aici, vreau ca voi dacă ascultați o poveste de o oră, la final să fiți, mamă, păi ăsta era criminalul tot timpul, ești nebun. Wow, dar ce Păi de asta mai că s-au vrut să-l înnece în cadă și să-l omoare. Nu era că era ea nebună, ci că îi făcea lui frate su noaptea până somn, îi făcea chestii și l-o traumatiza și de aia nebunii fraxul, că ăsta noaptea îi făcea chestii și de fapt, vai, da, și că de fapt măsa nu era ea nebună și și-a abuzat copilul și așa. Înțelegeți? Atunci, da, frate, merită să stai o oră. Înțelegi, bai, stau o oră, că omul ăsta îmi zice ceva la final. Nu e, dar Știți cum? Chestia asta se întâmplă foarte mult cu. Um, cu filmele de pe Netflix. A, e o poveste lungă de ore, e un film horror în care nu există nicio explicație pentru setup. A, e sfârșitul lumii, dar de ce e sfârșitul lumii? A, toată au apărut zombi, dar de ce au apărut zombi? Adică, știți cum? Încercați să fiți un pic, un pic mai critici cu, cu produsele pe care le consumați, da? Mă rog, dacă le ascultați doar pentru voce și vă puneți căștile să adormiți, nu e nicio problemă, atunci, clar, nu pierdeți firul până ajungeți la Twist dormiți. Așa. Uh, povești deep web când? Mai facem, mai încolo. O să știți că nu sunt uh, foarte pasionat de genul ăsta de povești, dar dacă vrei povești, de, po povești cu deep web, o ascultă -o pe asta cu Mavis ăla, cu canibalul, sex cu nebunul de pe deep web. Domnul Cartons, să rămână părinte, zici că n-ai cunoștințe în teologie. Da, chiar ai? Gen, eu am studiat teologia, n-am profesat. Ai ceva cunoștințe utile? Mulțumesc foarte mult! Păi uite, am și poate trecem și la capitolul ăsta. Văd că sunteți 40 de oameni. De cât timp vorbesc aici? unde văd? Vorbesc de două ore și 35 de minute și văd că nu v-ați plictisit, văd că pe măsură ce continuă live-ul încă mai stați aici. Hai că vreau să vă mai arăt ceva. Apropo de ce mi-am mai luat, uh, tu zici că ai făcut teologie, bravo. Eu mai iau cărticele, eu am fost pasionat în facultate de mistică orientală. Și mă rog, mi-a plăcut foarte mult Eliade și clar m-a influențat și Eliade, am citit istoria religiilor a lui și asta la altă cu mitologiile și cu... Uh, Mă rog, el a scris istoria aia spunând la început că încearcă să, fie, să nu fie părtinitor, dar e clar când vezi că deja primul și al doilea volum, dacă nu mă înșel, toate despre mistica orientală, îți dai seama cam care e faza. Plus că el, la vârsta la care citeam eu cărțile lui, el făcea yoga pe undeva prin India, cu nu știu ce mare guru. Și mi am luat, uite, cartea asta, mi s-a părut foarte interesantă. Spre rușinea mea încă n-am început să, să le citesc, dar mi se pare foarte interesantă. Așa. Mai am... Și aici am să-i răspund cuiva la o întrebare. Mai am cartea asta, mi se pare foarte interesant fenomenul acesta al nebuniei pentru Hristos, unul dintre sfinții mei preferați, e chiar, preferați, da, interesant. e un sfânt, cum s-ar zice așa, mai contemporan, un sfânt modern, Sfântul Gavril Georgianul, care era un, un astfel de sfânt nebun pentru Hristos, într-adevăr, erau oameni care la o primă aparență, la o primă vedere, păreau nebuni omul acesta, haideți să vă povestesc omul acesta a fost grozav era georgian era din Georgia și în perioada comunistă omul, vă dați, știți și voi comuniștii aveau o mare problemă cu doamne-doamne și omul acesta a îndrăznit să-și facă meseria pe bune el era călugăr, da, era monah și la un moment dat citisem în viața lui S-a făcut o mare întâlnire din asta, o mare adunare de asta și veniseră ăștia cu un banner din asta foarte mare, 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 de 5 pe 5 metri. Și omul ce a făcut? S-a dus, s-a amestecat printre oameni, a luat o găleată cu benzină și a dat foc la poza aia cu Lenin. Vă dați seama că a fost, dacă pentru niște rânduri ironice, dacă pentru niște bancuri să-l n-am fundat... Ne auzim? Vă rog să-mi spuneți. Am avut o mică întrerupere. Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Și sper... Uh, Uite, îmi spune și povești din întuneric că s-a blocat live-ul. Mă auziți acum? Spuneți-mi. Hai că merge. Bun. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Mulțumesc. Super. Uh, Spuneți-mi unde am rămas. Că vă povesteam de Sfântul Gavril Georgianu. Uite, ca, ca, ca să vedeți genul de uh, lucruri care mă inspiră. Da. Și că nu vorbim doar de horror, de gore, de Stephen King sau Lovecraft. Ci mai degrabă de lucruri tulburătoare care ne liniștesc. Bun, în regulă. Așa, stați că dângă-ne aici, bun. Mulțumesc, mulțumesc, să trăiți. Închid asta, mulțumesc povești din Întuneric. Povești din Întuneric stă în Întuneric și îmi spune că... Așa, deci vă povesteam de Sfântul acesta Gavril Georgianu, da? Și uh, prin anii 40 sau când se, se întâmpla toată nebunia asta, el la o mare adunare din asta a comuniștilor a dat foc la un poster din ăsta enorm, la un banner de ăsta enorm cu mutra lui Lenin. Firește că a fost dus la secție, l-au bătut soră cu moartea, mai să-l omoare, a făcut pușcărie omul Uh, și uh, mă rog, mers pe le-a spus o că băi nu mor când vreți voi mor când moare mor când o să vrea Dumnezeu. Și omul acesta e foarte interesant, nașul meu a vizitat Georgia și uh, uh, a fost chiar la casa lui, acolo unde uh, a trăit el. Omul uh, a, a construit o biserică uh, din uh, rămășițe. Știți că se dărâmau foarte multe biserici uh, în acea perioadă și se aruncau tabla de pe ele, crucile, icoanele, obiecte de odoare prețioase, iar el le lua de la rampa de gunoi, de unde așa a construit o biserică. Să căutați pe Google, dacă sunteți curioși, biserica lui Gavril Georgianul. Și este o biserică, arată, e foarte ciudată, ziceți că acolo a trăit un hordar. Și în ochii oamenilor el părea nebun, pentru că avea și un comportament foarte bizar. O să găsiți și niște filmulețe pe internet cu el. E foarte interesant, un om foarte, foarte, foarte îndrăzneț. Și e Sfântul Protector al Georgei, sper să nu vorbesc prostii, e cum e la noi Sfânta Parascheva pentru România, așa e el pentru Georgia, Foarte, foarte, foarte interesant, da. Și, uh, cum spuneam, cine îmi scrisese, uh, mi-a zis că o făcut teologie să uite, mi-am cumpărat și eu uh, cărticelele astea două, că sunt interesat un pic să fac o comparație între mistica orientală și asta creștină. Mă pasionează foarte mult. Da, uite că la un moment dat cineva a întrebat, uh, Radu sau nu știu cine a întrebat, uh, Regret că nu, dar am ținut minte întrebarea Nu mai știu cine a pus întrebarea Și îți răspund așa Uite E o carte destul de scump, scumpicică Nu înțeleg de ce doxologie E că e o ediție destul de urțică, așa, printată E ridicol de scumpă Am dat vreo 60 de lei pe asta, dacă nu mă înșel Foarte scumpă, mai scădeți prețul la edițiile astea E scrisă de un Teolog Contemporan, David Bentley Hart Uh, și, mă rog, el a scris un pic la o carte. cartea asta ca răspuns la. era The, la The Christian Delusion sau cum se numea, alu. Uh, marele Ateu, cum îl cheamă, pe care toată lumea îl ridică în slăvi. Am uitat cum îl cheamă, stați că vă zic, acum e atât de celebru în capul meu și țin atât de mult la el, încât nici nu mai știu cum îl cheamă. Îl tot vedeți pe la toate conferințele și el acolo pe baricade să... Da, nu mă las până nu vă zic. Um, Do Dawkins? A Richard Dawkins, da. Uh, Richard Dawkins uh, la The God Delusion și vine David Bentley Hart și scrie cartea aceasta. O carte foarte interesantă. Uh, e ușor de citit, în sensul că el încearcă să demitizeze cumva toate aceste clișee uh, pentru care e condamnată biserica. Și implicit că așa se întâmplă totdeauna, dacă ai ceva cu biserica, ai ceva și cu Dumnezeu. Uh, și discută. Ea fie, încearcă să fie destul de... Nepărtinitor, ca să zic așa, da, e clar că omul e un pic părtinitor, că nu, omul e creștin-ortodox. Uh, și vorbește despre cruciade, vorbește despre inchiziție, vorbește despre Galileo Galilei, vorbește despre, despre o grămadă de lucruri. E foarte interesant, vă recomand să citiți cartea, nu neapărat ca să, știu eu, să vă schimbați cu totul, știu eu, să începeți mâine să mergeți la biserică, să-l descoperiți pe Dumnezeu, ci mai degrabă să vedeți și un alt punct de vedere. E, e foarte interesant de, de citit. De, deci da, mă întrebai ce părere am despre ateism. Nu am nicio părere, aceeași părere pe care o am și despre, nu știu, uh, budism. Ei, unii oameni cred asta, știi, le place lor treaba asta, îi gâdilă mai mult. Uh, le, satisface, le satisface neliniștea, da? Uh, mergem mai departe. Uh, ar fi o culmea ca povești din Întuneric să nu stea în întuneric. Pisicul TV, bună frumosule, chiar așa frumos sunt, uite la mine, sunt bărbos, sunt urât, s -s. nu mai am păr în cap, sunt gras. Domnul carton, pot să zic că singura poveste care m-a semi-traumatizat din superstițiile creștine a fost poveste reală, ce mi-ai zis-o tu, un fost satanist convertit la penticostali. Merită povestită dacă era o poveste pe care... Ah, mi A, mi-a zis-o un fost satanist convertit la penticostali. Merită povestită, dacă e reală, genială. Interesată, interesată. Nu Hawkins, Dawkins. Um... Dulgheru, de unde ai inspirația cu rădăuți? Măi, să știți că nu mă gândesc neapărat foarte mult când îmi iau nume de personaje sau de localități sau astea. Mi-e uh, ușor să zic că în Bularga s-a petrecut o chestie, pentru că e la doi pași, e un loc prin care am trecut, nu știu. Plus că mă gândesc că uh, pentru mulți dintre voi poate să fie și surprinzător. A, dar eu sunt din Botoșan, băi, ești nebun. A, sunt eu din rădăuți și stau zis că pe undeva pe la rădăuți, pe acolo, pe calea ferată s-a întâmplat ceva, pă, în, înțelegi? Și e interesant. Uh, the Goat. Uite, haideți că încep întrebările, văd că astea spre sfârșitul live-ului încep întrebările astea, dore. Crezi că e reală reîncarnarea? Pare destul de logică. Măi, ,動igă. să știți că eu, eu am fost pasionat, cum v-am spus, în facultate de mistică din asta Orientală. Nu cred, nu cred în reîncarnare. <g tirar> reîncarnare. Cred că, știți cum e chestia asta, reîncarnarea, din punctul meu de vedere, e așa un răspuns ca să te facă să te simți bine. Lasă că mai ai o șansă, adică mori să te mai revin apoi pe pământ și e ok și mai ai încă o șansă să rupi lanțul ăla cu uh, samsara, whatever, ca să atingi nirvana și chestii de genul Cred că e așa, o, deși ei cumva uh, mistici oriental nu văd această reîncarnare ca pe o chestie wow, ci mai degrabă ca pe un chin, că ei vor să rupă acest uh, lanț al reîncarnărilor și al așa mai departe. Uh, nu 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 mă convinge. Și uite, am găsit o chestie foarte interesantă. Am citit-o la Monahu Alexiev. Am, am, am carticică despre moarte. E viața după moarte. Nu am la îndemână. Foarte interesantă. Și discutat la un moment dat omul ăla și despre uh, unul dintre, dintre argumentele care sunt aduse pentru. Uh, credeți ce vreți, Da, e interesant de luat în calcul. Uh, pentru cei care vin și spun că reîncarnarea există, pentru că uite, eu am avut o. Uh, o o viziune, nu știu cum să zic, în care mi-am adus aminte că într-o viață anterioară, da, adică vine un, co un copil de 10 ani, da, un copil de 5 ani și tot spune că eu într-o viață anterioară am fost pilot și am căzut cu avionul undeva pe coasta aia, nu știu ce exact, la și dă niște date din astea exacte pe care dacă le asculti, rămâi că, bă, nu i-a zis nimeni chestia asta, copilul ăsta n-avea de un să știe, omul ăsta n-a plecat de la noi din uh, România, dau exemplu, da? Uh, cum cum de știe lucrurile acestea? Cum de știe el că cum și el de ideea de viața anterioară, da? Ei și explică uh, omul acesta în cărticica lui că acestea, chipurile ar fi niște uh, ar fi diavolul practic la mijloc. În, 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 înțelegeți care uh, influențează respectiva persoană să cu aceste detalii ex, care îi bagă în cap aceste date concrete, exacte, pentru a îndepărta pe ceilalți oameni care sunt în jurul, adică clar dacă crezi în reîncarnare, nu mai crezi în Hristos, că nu se, nu se, nu se pupă una cu cealaltă, înțelegeți? Sunt total pe linii diferite, adică cine zice că a, toate sunt nu, nu, e adevărat. Înțelegeți? Și așa explică el că ar fi cumva un fel de ajutor dat de la diavol, intervine el și oferă aceste cunoștințe exacte, precise, care uimesc, care creează fascinație, pentru a-i depărta pe ceilalți de la creștinism și a-i îndrepta spre, știu eu, mistici din astea orientale, care la un anumit prag pot, pot să atingă și, știu eu, niște zone din astea ale demonismului. Iar aici nu, chiar nu e de glumit. Deci sper că ți-am răspuns, The Goat. Nu, nu cred în reîncarnare. Deși să știi că în facultate, când studiam misticele astea orientale, chiar mi se părea o, o idee interesantă, plăcută, dar nu nu m-a convins. Nu, nu m-a convins în final. Asta a fost toată problema. Ce muzică asculți? De toate. Uite, acum ascultăm muzică din asta ambientală la pian. Dulgheru. Andreea. Aș avea niște idei de scris, dar nu știu cum să încep. Parcă îmi dă eroare. Nu știu. Îmi... Uh, îmi... Pare în ceața. Stai Stai să vă dacă cam aici. Uite, vă ajut acum pe toți dacă sunteți uh, aici. Iar s-a întrerupt, așa -i? Iar s-a întrerupt. Să-mi ziceți dacă ne auzim. Ne auzim? Cred că ne auzim. Bun, în regulă. Uh, Andreea. Așa. Uh, mai sare firul pe aici, nu știu ce se întâmplă. Cred că am vorbit prea mult și cred că vrea să mă trimite YouTube-ul acasă. Deși uite că vă că stați aici, vreți să mă auziți, sunteți mai mulți ca oricând și vă mulțumesc pentru donații și că stați și mă ascultați aberațiile. Dar uite, vreau să vă ajut pe toți, să vă dau câteva indicații. Le-am scris aici. Uh, pe toți care vreți să scrieți povești horror. Fii atentă, uh, dragă Andreea Morcot. Fii atentă creează o atmosferă tension... Eu citesc acum, da? <laughs> deci să nu crezi că vorbesc așa de la mine, așa impecabil. Așa. Uh, Continuă asta, nu? Ah, nu? Deci, prima regulă creează o atmosferă tensionată. Utilizează detalii descriptive pentru a crea o atmosferă înfricoșătoare și tensionată care să țină cititorii în suspans. Uite, ai văzut de exemplu Anastasia, uh, a creat atmosferă. Era foarte atmosferică povestea ei. Uh, era după al doilea război mondial în Rusia. Te gândești, a descris că asfaltul era crăpat, că blocurile erau în ruine, da? Creează atmosferă adăugând aceste uh, elemente care uh, brusc în capul tău, da? Încep să le vizualizezi, da? Parcă ți imaginezi blocurile alea dărâmate, asfaltul crăpat, sânge pe acolo împrăștiat, da? Asta ar fi o regulă. Alta. Construiți personaje. Construiește personaje. creează personaje puternice și credibile, care să fie afectate de evenimentele din poveste, da? Adică să se pupe lucrurile. Personaje puternice de care să te atașezi, da? De exemplu, cum vrei să scrii despre o, o, o fată, da? o fată care, de exemplu, merge noaptea pe stradă și urmează să fie atacată de cineva. Uh, nu te gândi la asta, e neliniștitoară ideea, dar mă rog, bear with me. Ca să faci, de exemplu, omul care ascultă povestea despre o fată care merge noaptea pe stradă, uh, să-l faci să se, să se atașeze de ea, eventual să simtă neliniște, să simtă un pic de compasiune. Poți să-i spui, ea era tristă că pentru că se întorsese de la o înmormântare, de exemplu. Sau S-a despărțit de prietenul ei și plângea și rimelul i s-a scurs de la ochi pe obraz într-o dără neagră. Deja încep să empatizez. Bun, e o fată care a suferit. Dar fiind noapte și zona prin care trecea ea era famată, brusc încep să te gândești stai că fata asta s-ar putea să pățească ceva. Încep să, să mă atașez de ea, da? După care, prin zona aia, umblau și câini vagabonzi despre care se știa că au atacat cândva o, uh, un copil de 5 ani pe care l-au sfârșit. Brusc deja începem să ne facem griji mult mai mari pentru do -do domnișoara aceasta. Și nu în ultimul rând, în acea zonă trăise cândva un criminal în serie care își alegea victime dintre fetele blonde cu ochi albaștri, de exemplu, da? Își alegea fete cu blonde cu ochi albaștri pe care le ucidea, iar tânăra despre care povestim chiar se întâmpla să aibă acest aspect. Brusc, deja ne atașăm de acest personaj, l-am creat, e strong, da? Deci am considerarea asta. A treia, folosiți elemente de neliniște. Utilizați elemente precum? umbre, sunete, mirosuri sau imagini pentru a crea o senzație de neliniște și anxietate. Iată de exemplu cum făcuse Anastasia, da? Erau, descrisese vizual foarte bine ce se întâmpla acolo. Că, uite, foarte interesant mi s-a părut detaliul ăsta că fetița aia care l-a înjunghiat pe el, nu l-a înjunghiat cu un cuțit, l-a înjunghiat cu un os. Și era interesant că te gândești la un os, păi osul ăla l are de undeva. De unde l are? Asta mânca un cadavru. Brusc, de deja se creează niște conexiuni în capul omului, da? Uh, uite, creează o tensiune crescătoare. Folosește evenimente din ce în ce mai înfricoșătoare pentru a construi tensiunea și a menține interesul cititorului, da? De exemplu, te uiți la poveștile mele, le asculți. În prima, la început, începe așa. A, era în toamna anului nu știu care și, na, eu eram așa la la la, după aia m-am îmbolnăvit și după aia la la la, după aia tensiunea crește. A, și am început să cercesc la gară și la un moment dat m-a acostat un călugăr bătrân care m-a luat, m-a dus la el la mănăstire, acolo erau chestii dubioase. Crește tensiunea, după aia nu doar că erau chestii dubioase pe care le auzeam prin perez, mă duc, am deschis ușa și am văzut că un călugăr se închina la o omidă foarte mare cu păr de sârmă pe ea din cupru și tensiunea crește, după care ăștia erau de fapt niște draci, înțelegi? Și crește tensiunea. După aia, atenție, de fapt nu. Punctul 5. Folosește simboluri și metafore. Utilizați simboluri și metafore pentru a sugera ceva mult mai mult decât ceea ce este evident și pentru a crea o senzație de mister, da? După care, ultima, ultima, cea mai tare Soția mea râde dincolo, dar nu înțeleg de ce a, a, Aici, atenție, aici cred că ar trebui să învățăm Toți cei care scriem creepypasta și facem Genul ăsta de conținut Asigurați-vă că finalul este Satisfăcător Fie prin rezolvarea misterului Sau prin înțelegerea finală A evenimentelor De aia, uh, cel mai mult timp Eu îl petrec Scriind un final Satisfăcător, da, un twist nu poți să scrii o poveste să abuzezi de timpul cuiva în care, nu știu, te fugărește cineva într-o casă și la final te-a prins. Păi nu e nimic satisfăcător acolo, e timp pierdut. Am am ascultat o poveste de două ore în care nu se petrece nimic. Înțelegi? Deci trebuie să-i dai ceva ca, la, final omul să zică, băi da, mi-a plăcut, știi cum, i-ai dat o prăjitură bună cuiva. Bă, și nu doar că i-ai dat o prăjitură bună cuiva, dar ai mai pus o cireașă pe ea. Înțelegi? Cam astea ar fi regulile pe care vi le recomand să le urmăriți. Da, plus uh, re uh, rețeta pe care am învățat-o la școală. Uh, început, uh, cum era expoziția, uh, intriga, punctul culminant și deznodământul. Dacă urmărești rețeta, să-și scrii ce se întâmplă la, expo la, 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 la expoziția, la introducere. Descrii personajul ăla, la ce făcea el. După aia, uh, ce urma? Uh, Conținutul, oare, descrie acolo, după aia, intriga Se întâmplă ceva, personajul ăsta e urmărit De cineva, înțelege, au auzit un prit undeva Afară, un bătut la geam Deși stă la etajul 3, au auzit o bătaie la geam E intriga deja, te Știi cum, eu stau la etajul 3, dacă îmi bate cineva La geam, acum e clar, îmi fac cruce De 5 ori, știi? După aia, punctul culminant, înțelegeți? Lupti cu la deschis geamul, vezi că e deavolul Îi scoți crucea la el, la arunci cu apă sfințită Cu sare, cum zicea Anastasia În povestea ei, da? Și după aia deznodământul e că l-ai alungat pe diavol Și că de acum încolo nimeni nu va mai bate La uh, geamul tău Pentru că ai lipit o, o icoană cu Maica Domnului pe ea Ăsta e deznodământul E foarte simplu <laughs> Uite, Ana aici și spune S-a creat grupul Horror România Cine mai dorește, cine mai poftește Cu mare drag <laughs> Așa, mergem un pic, mai, să mai reiau un pic din... Așa. Bun, rămăsesem la... Deci, Andreea Morco, dar cred că te ajută, sper să te ajute aceste mici informații pe care ți le-am dat. Domino Carton spune așa, mie îmi place când scriu să caracterizez cumva personajele prin numele lor. Așa e mult mai subtil. Sigur că da, poți să faci chestia asta. Ai putea să încerci, gen, nu zic dacă un personaj e avar să-i zici numele avar dar ceva uh, dar uh, ceva să bat. Ah, înțeleg ce spui. Înțeleg ce spui. Da, 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 sigur. Cătălin Bobaru, salut, salut. Andreea Morcot, pe păi asta e faza că și mie îmi place să scriu. Da, 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 cum spuneam. Uh, așa, era o problemă acolo cu live-ul, bun. Domino carton spune așa. Eu am încercat mai de mult o practică orientală budistă. Deschiderea unui al treilea ochi, experiență paranormală la propriu. Și cum a ieșit? Așa că n-a fost plăcut. <laughs> uh, Gașpal Emanuel. Noi de stat am stat mereu. Tu ai oprit live-ul. A, e... nu, nu l opresc eu, să știți că uneori se mai întrerupe și trebuie să-i dau un restart rapid ca fel uh, se rupe firul. Nu înțeleg de ce. Probabil mai e ceva și de la co uh, colecțiunea de neapărăi am internet prin sârma de rufe. Așa. Sunt la muncă acum, dar ascult cu mare interes. Anastasia, dar ce lucrezi tu la ora asta? Este 12 noaptea. Lucifer 666. Salut, salut. Eu îmi imaginez ce se întâmplă atunci când ascult poveștile tale, pe păi eu încerc să le fac foarte uh, imersive, adică aproape să poți vizualiza, aproape să auzi totul uh, Chiar la poveștile acelea cu femei periculoase uh, am mers atât de departe încât puneam sunete la aproape la fiecare chestie care se întâmpla Da Uh, lumea dorește acolo. Da, uitați, uh, puteți să aderați la grupul uh, Andrei Morcot și puteți să invitați și alți youtuberi acolo. Că eu să știți, eu, eu de felul meu nu sunt foarte activ pe rețelele de socializare și nu -o, o să, găsiți gru, uh, chestii, nu o să vedeți o activitate foarte intensă din partea mea. Consumer service pentru o bancă din Anglia. Sunt pe graveyard shift. O oh, spor la muncă. <laughs> Uite, ce genuri de filme îți plac? Întreabă The Goat. Fiți atenți, eu nu m-am mai uitat la un film din ăsta recent de altfel pe Netflix pe Netflix nici nu intru M-am uitat recent la the game cu Michael Douglas e unul dintre filmele mele preferate și unul dintre actorii mei preferați. Am început să mă uit la filme din astea o leacă mai deștepte, de prin anii 90. Se făceau niște filme excelente, excelente. Acum, știi cum, deschizi Netflix-ul ăla, vrei să te uiți la un film și dai peste tot felul de bullshit-uri din astea woke. Adică dacă un film are ceva, o chestie de aia hip, în care să aibă o leacă de discurs politic, ceva social, o leacă de feminism, așa, parcă nu, nu se poate să fie lansat filmul ăla, da? Am început să mă mai uit la filme mai vechi În rest, mă uit la filme care sunt bune Nu am neapărat Nu am neapărat Anumite preferințe Da, dragilor Dacă mai aveți întrebări Cu mare drag mai răspund Uite, am vorbit de exact 3 ore pe ceas Acum, fără 2 minute Și nici nu am terminat cafeaua Îți recomand A7 pecete, 1957, dramă, film fantastic Uite, o să țin minte asta o să țin minte asta. Dăm să notez undeva aici. Dacă zici tu, 57. Așa. dacă intru pe Netflix, mă uit la documentare, că în rest, da, 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 în general cam da. După ce se termină live-ul, întreabă George YouTube, cât timp îl vei mai ține disponibil? Dragilor, vreau să rămână disponibil mult și bine, adică nu vreau să le mai șterg, vreau să rămână ca o să vă bucurați de el. Da? Ce vreau să vă mai arăt? Vreau să. Vă mai arăt. Așa. Deci v-am arătat carticelele mele. Vreau să vă arăt. Uh, uh, vreau să vă arăt ceva interesant. Așa. Vreau să vă arăt o chestie pe care am făcut-o la facultate. Am făcut o carte cu ilustrații. Și am făcut-o în. câteva ore. Asta. Uh, nu are text. Vedeți aici niște gravuri. Așa. Și am să vă prezint paginile. Să nu vi se facă scârbă. stați să nu suflu microfon. Este hârtia. Este foarte fragilă. Sunt niște desene făcute pe hârtie mototolită. Iată. Iar e foarte interesant să dați pagina. Zici că dai hârtie igienică la o parte. Și sunt niște desenașe făcute în pix cu gel. Ai că. Vedeți, e atât de fragilă. Parcă e un prosop cartea. Aici am vrut să fac niște zodi. Stați că nici nu știu cum se ține asta Așa Iată așa Asta era zodia pești După cum vedeți o coadă de pești Cu ceva materie organică <laughs> Da Trecem la pagina următoare Mai dăm prosopul la o parte Așa Așa Aici Era un personaj Din povestea asta Mi s-a părut foarte interesant Așa mai aici același personaj. Vedeți, în facultate aveam idei în cap de personaje, de chestii și nu știam cum să le prezint oamenilor, să le... Știi, să împărtășești cu alții. Și uite, acum scriind poveștile astea, poți să... poți să creezi personajele astea în povești și să... să vă bucurați și voi de ele, să trăiți experiențele pe care le trăiesc ăștia. Nu știu care-i povestea din că asta, e vorba de ceva de un copil care n-avea un picior. Și nu știu ce face și la un moment dat... Uh... A, ah, cred că era ceva, o poveste de dragoste, ceva, uite că aici la final e o domnișoară, uite ce o are domnișoara asta și ce nas mare are uh, și ceva, nu știu, cu levierul, nu știu, cred că vrea să o omoare <gură> și asta e dată carticica. <gură> asta e, vă dați seama, e făcut acum vreo 10 ani. <gură> da, și v-am arătat și asta. Iar aici, nu o să facem în seara asta uh, treaba asta, am uh, chestia asta pe care chiar vreau să o citesc cu voi și să știți că mai am câteva piese de teatru scrise în liceu de mine. Uh, și vreau să, vreau să vă citesc chestia asta, să vă pregătiți de cringe, dar nu o să -o citim în seara asta, o să lăsăm probabil data viitoare. Și da, 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 abia aștept să, uh, <gângânt> să vă arăt și vouă. Vă că sunteți 45 de oameni pe live, dragilor, dacă vreți să mai stăm câteva minute, vă rog să mă stimulați cu întrebări, că eu am vorbit cât am vorbit, dar uh, dacă nu, închidem live-ul. Și ne ducem la culcare. Deci aștept întrebările voastre uh, orice întrebări aveți, uh, puneți cu mare drag discutăm, vă răspund la toți. Așa, hai să văd dacă mi arătat ceva pe aici. Deci vă mulțumesc tuturor pentru donații, uh, înseamnă foarte mult pentru mine și uh, fiecare uh, bănuț pe care îl dați, mă încurajează pe mine să continui și mai mult, să scriu uh, mai des povestoare, uh, de calitate, adică nu doar să scriu chestii foarte previzibile, da? lucruri de care să vă bucurați și voi, inclusiv calitatea materialului video, dacă ați văzut s-a schimbat un pic, încerc să fac chestii un pic mai personalizate, să nu mai pun aceeași video care se repetă pe fundalul poveștii, încerc să fac chestii mai interesante. Uite, Adiță, Adiță pune o întrebare foarte punctuală. Când postezi o poveste nouă pe canal? Uh, în zilele următoare, cred că, zilele următoare, vreau să postez o poveste la care, uh, uh, la care trebuie să-i să să scriu finalul E o poveste foarte interesantă, tot de noastră românească, cu preoți, cu biserici, cu <laughs> tot felul de nebuni uh, Rad, Aștept cu, răb, cu nerăbdare episoade noi, cred că unele le-am ascultat de mai multe ori Mare drag, știi cumva, uite, întreabă Sig Potato, dacă sunteți curioși uh, Știi cumva ce meserii pot adopta După ce termin facultatea de grafică la Chevalet? Păi uite ce fac eu acum Adică să faci povești creepy pe asta <laughs> Acum depinde ce faci, dacă îți place să pictezi da, Adică pur și simplu să pictezi Pe pânză În România nu faci nimic cu chestia asta uh, Te duci în afară Dacă vrei pur și simplu Și încerci să profesezi ca artist da, Dacă vrei să pur și simplu Să expui în marile galerii și încerci să vinzi. Da? Adică te, dacă vrei să practici fine art, mie nu-mi place fine artul, găsesc dezgustător, mai ales că e incredibil de politic. Uh, da, mergi în afară, legi contracte cu galerii și încerci să vinzi. E un mediu infect, perfid, uh, dar a, asta e. Dacă nu, Uite, la noi în România am foarte mulți foști colegi de la Facultatea de Arte care fac concept art. S-au apucat de, cu tableta frumos să facă concept art. Poți să înveți 3D. Și da, aici oportunitățile sunt enorme, inclusiv la noi în țară. Chiar și la noi în, în Iași înțeleg că există ceva proiecte. La Facultatea de Arte, de exemplu, după ce am plecat eu, am insistat să se deschidă o secție de um, digital, de animație, de ceva de modelare 3D. Se găsește. Deci dacă mergi pe digital, se merge. Uh, sigur, poți să ajungi profesor de desen, ceea ce e incredibil de trist și nu uh, sfătuiesc pe nimeni. <laughs> și cam asta ar fi, da. Uite, The Goat spune așa, ah, de, de fapt cred că am mai văzut întrebarea asta, dar uh, am uh, omis-o. Să te uiți la canalul lui Paul Adrian. Uh, uh, să știți că urmăream într-o perioadă filmulețele lui Paul Adrian de Adrian. Da, 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 da. Chiar în perioada în care începusem să-l urmăresc pe Ștefan și cumva m-a încurajat pe, în zona asta dar pentru că făceam research. Băi, se caută chestii dark, chestii creepy la noi în țară? Se caută! Și de ce nu? Uite, am, am apucat și să fac și eu. Uite, imagineveli Stories spune o întrebare foarte interesantă, iar aici trebuie să-ți răspundă chatul, nu pot eu să-ți răspund. Te-ai gândit să faci un remaster la poveștile vechi, gen Furia Diavolului? Nu știu sigur dacă la Furia Diavolului, dar în mod cert sunt câteva povești pe care vreau să le refac, pentru că au niște idei interesante. Deci răspunsul e da, dar să-ți răspundă și chatul dacă ar dori să audă din nou aceleași povești remasterizate. De altfel, cred că ați văzut că eu am o reținere în a face compilații de povești, adică să iau povestioarele mai scurte de pe canal, care fiind mai scurte, clar, nu merg atât de bine ca cele de o oră, să le pun cap la cap și să fac un video de 3 ore cu el. Ați primit așa ceva, vi s-ar părea interesant, le-ați asculta, că până la urmă sunt povești pe care le puteți asculta și individual pe canal, știi? Așa cum sunt ele luate ca atare. Ați vrea să vedeți un video de 3 ore cu ele și şi... spuneți-mi, dacă doriți chestia asta, o facem. Și mă ajută și pe mine incredibil de mult la canal. Ho, ho, suntem 50 de oameni. Vă mulțumesc la Cred că. Niciodată nu cred că am fost 50 de oameni pe live. Vă mulțumesc că, că pe măsură ce trec orele, vă adunați. De ce nu sunteți pe live la Highman, la altcineva care vorbește chestii mai interesante? Mai stați cu mine, cu bumărul de mine. Așa, uh, întrebare, uh, Sledgehammer, Alex Fierariu întreabă direct, colaborare Stefan Mihai Creepypasta, răspunsul este nu. Uh, am încercat, nu ne-am sincronizat, probabil că nu o să fie prea curând, de altfel, observați că nici el nu are obiceiul de a face colaborări. Nici măcar la canalul vechi nu avea, de, cred că a fost una cu, uh, cum îl cheamă, băiatul care a făcut teologie, cu merele atenție cad mere. Așa. Uh, așa. Cum ți-a venit ideea uh, despre celălalt canal? Uh, dulgheru? bănuiesc că te refer la canalul cu uh, povești în engleză sau la cel cu doi bețivani? Uh, la cel în engleză, cred că am vorbit acum acum o oră, cred că am zis că vreau să împărtășesc și cu cei din afară, din țări străine, povestiri întunecate românești. Iar cel cu doi bețiva, mi-a venit ideea că pur și simplu eram la o bere cu povești din întuneric și am zis, bă, hai să ne hăhăim și noi. Și să ne exersăm talentul de, de mai reală. Așa, Gașpal Emanuel întreabă, ce mașină ai, dacă ai? Păi dragilor, eu trebuie să vă mărturisesc că v-am mințit tot timpul. Eu din canalul ăsta de YouTube fac câte 5.000 de euro pe lună. Trăiesc într-o vilă, iar în fața vilei am un Porsche Panamera, ăsta nou, construit ăsta maroniu. E, da, ador mașina asta, n-are decât două locuri, nu mă plim decât eu cu nevastă mea nu pot primi pe nimeni în ea. Porsche Panamera am, da. Glumesc, n-am -am nicio mașină, stau în chirie. <laughs> Dar mi-a făcut cu ochiul mașinuța asta, Porsche Panamera. Îți dai seama că nu o să mă ating eu niciodată de mașina asta. Așa, deci nu, n-am mașină și mi-ar plăcea ceva... De fapt, chiar dacă mi-ar plăcea, chiar dacă îmi place Porsche Panamera, nu e o mașină de familie. Dacă nu mă are două locuri, da? Două locuri are. Nu... M nu e o mașină de, de familie Mi-ar plăcea, nu știu, ceva mai practic uh, Așa, când zici Ștefan Te referi la Ștefan Mihai uh, Da, bă, că aici era un, un, o întrebare la altceva O să mai faci ceva cu Deep Web Păi o să mai facem la un moment dat, vă dați seama Bun, stați ca așa uh, Uite, lumea zice că da, ar asculta lumea Uite, ar asculta până dimineață. Bine, mai facem uh, Bun, 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 bun. Deci, deci uh, înțeleg că v-ați dori să ascultați un remaster la asta. Bun, cu mare drag. Deci, când sunt în pană de inspirație, o să fac un remaster la povești pe care le-ați mai ascultat. Cum mare drag, mi ușor să fac asta. Așa, da, și cele de o oră să pui două, trei povești de o săptămână. O, oh, adi, -adiță. Dar tu știi ce înseamnă asta? Uite, haideți să, 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 vă spun ca să, să înțelegeți că ce se întâmplă când nu postez. Uite, adi, -adiță spune așa. Da, și cele de o oră poți să pui două, trei povești pe săptămână. Adiță, eu ca să scriu o poveste de o oră, îmi ia două zile. Bine, nu fac doar asta, două, trei zile. Să zicem că scriu patru ore astăzi, patru ore mâine, da? Pentru că știți cum, nu e o poveste cheap, nu e o poveste ieftină, că idei să scriu povești ieftine... Pot, pot să fac asta, creepypasta oricum le găsiți pe Reddit pot să fac asta, să scriu de 5 ore povești. Dar nu vreau să fac chestia asta, vreau ceva să fac să mă și mulțumească pe mine. Da? Și în același timp să vă și surprindă pe voi, da? Și ca să scriu o poveste din asta, durează undeva la vreo 3-4 zile. Înregistratul durează și la, Nu durează foarte mult. Că fiind scrisă de mine am flow-ul foarte, foarte rapid, ca să spun așa, mă descurc foarte bine, le înregistrez repede. Da, mă doare gâtul și o zi iau și eu pauză. o pauză, într-o zi nu înregistrez decât o poveste. Da, deci bun, 5 zile. Mai pui și curățarea videoului, pentru că nu-l pun așa cum am râgâit eu un microfon sau am suflat sau am greșit vreun cuvânt pe acolo, da? Adică am grijă, curăți bine videourile, vedeți și voi că, da? durează și aia vreo câteva, dacă un video are o oră, da? Păi imaginează, -ți, imaginează -ți că stau pe o bucată acolo și o tot reascult să văd dacă e ca aia, că poate să, poate să ajung undeva și la 5-6 ore, da? Editar, nu mai zic, dacă mai, când mai pun și muzica, durează și aia, da? pentru că vreau să pun muzică. Vrem și sunete ca să se simtă imersiv, da? Muzica aia, eu nu am tras muzica aia, am o dronă din aia uh, dar am pus muzica aia Dark acolo și îi dau drumul așa să asculte lumea că oricum doarme. Nu, eu chiar vreau să pun muzică care se potrivește uh, cu atmosfera de acolo, da? Adică dacă e creepy, e creepy, dacă e de nuntă cum era la aia cu uh, mireasa din fundul lacului, uh, am văzut că merge prost povestea, vă recomand să mai ascultați de vreo 10 ori să ia din nou algoritmul. Ați văzut la nuntă, acolo era o muzică de nuntă, adică am vrut să se potrivească, da? durează și aia. Randarea la o poveste de o oră durează undeva la mea la vreo două ore să se randeze, da? Conținutul video, conținutul videoului, da? Artwork ul ăla pe care îl fac, thumbnail-ul, descrierea, upload-ul, durează. Adică dacă stați să vă gândiți undeva la o săptămână, sigur, nu full, adică zi de dimineață până seara, dar o săptămână mi-a să fac o poveste de o oră, da? Ceva interesant, ceva original, n-am cum să pun 2-3 pe săptămână, cu atât mai mult cu cât ă, știți cum fac chestia asta în timpul liber, dar nu-mi vin nici îndeajuns de mulți bani astfel încât să zic că chiar acordă prioritate și ofer în fiecare săptămână o poveste de o oră, e imposibil, înțelegi? Nu o luați anume de rău, încercam doar să vă explic ca să înțelegeți concret pe cifre, pe date exacte cum stau lucrurile. The God, vrem povești noi! Știu că vreți, mai așteptați, <laughs> mai așteptați până zilele următoare. Așa, așa, văd că aici, pen, ne place de tine pentru că ești șmechie, nu mi-e clar aici, cred că aici e o discuție acolo pe care eu nu o înțeleg, uh, așa, hello, bloody life, hello, o să mai faci povești cu Deep Web, am răspuns, dar cred că am mai răspuns asta, da, o să văd, că tot veni vorba, zice de Hymen, anul trecut s-a jucat de Unluckiest și a plăcut, uh, da, i-am trimis eu la un moment dat și uite, ia și distrează-te și tu, da, 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 mă bucur că l-a jucat, au, mai, au, au auzit mai mulți români de el. Uh, așa, Salvez live-ul, te rog, întreabă Bloody Live. Sigur, live-ul rămâne pe canal. Vreau să rămână, să vă puteți bucura de el, ca atunci când nu-ți povești noi, vă mai, mai puneți și mai ascultați uh, prostiile mele. Așa, dacă te-ar interesa, am putea vinde o casă la, <laughs> ah, da, la roșu, da? De ce să-ți cumperi casă la roșu? Eu vreau să-mi fac o casă din Timber frame, la Paștele Căilor. Care e mâncarea ta preferată? Întreabă The Goat. Păi mănânc suflete. Uh, nu știu, chiar ziceam pe la începutul videoului că am gusturi vulgare. De exemplu, îmi plac micii. Uh, mai urmează vlog din cimitir? Nu, nu, nu fac. Nu fac vloguri pentru că nu și-au locul. Așa, aș asculta la muncă și povești de 8 ore. Fiți atenți la muncă. Ce părere ai despre legenda cu omului, omului cu două fețe? Am citit despre el recent, n-am, n-am, nu știu, nu cunosc, nu cunosc niciun om cu două, de fapt cunosc mulți oameni cu două fețe, <gură> dar nu, nu știu despre nicio legendă. Da, dragilor, bun, haideți că deja e 12 noaptea și cred că, nu știu, la noi afară o nins, vreau să văd dacă s-o depus. Oh, băiatule, o, băiatul ce s-o, mamă, ce o nins afară, nu-mi vine să cred, cred că ies la o plimbare. Da, dragilor, uh, haideți să mă uit aici, că deja vorbesc de vreo 3 ore. Și vă că voi încă sunteți aici și bănesc că ați mai sta la ceea ce cu mine. <laughs> Dar cred că e timp, uh, e timp și săptămâna viitoare să stăm. Poate ne facem o modă să discutăm în fiecare săptămână, în fiecare weekend. Vineri, seara, sâmbătă, seara, când vă e cel mai bine vouă. Uh, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați uh, fost alături de mine și nu în ultimul rând vă mulțumesc foarte mult pentru donații. Și nu mint când spun că cafeaua mă inspiră. De fapt, avem aici un coffee shop foarte ca lumea aici în Iași. Au cam scumpit cafeaua, dar îmi place foarte mult <laughs> cum o fac. Uh, și în mod cert, bănuții ăștia o să meargă și la cafea. <laughs> și la cărți, să știți că e important să mai îmi cumpăr din când în când câte o cărticică sunt ridicol de scumpe. Acum vreau să-mi iau, vreau să-mi cumpăr de la Thierry Walton, uh, are trei cărți publicate de Humanitas, așa groase sunt. Uh, cu o istoria comunismului. Sunt trei volume: călăii, uh, victimele și complicii. Vă recomand dacă sunteți pasionați de uh, istoria comunismului sau să aflați mai multe despre ce înseamnă nenorocirea asta și ce amenințare reprezintă în continuare, vă recomand cu căldură să citiți aceste volume. E undeva la 140 de lei un volum. Exact cât am scris pe live-ul acesta. Vă mulțumesc enorm! Uh, stați că au apărut întrebări. Uh, Așa uh, Gașpa Emanuel îmi oferă un compliment din ăla de <laughs> uh, M-a săjetat în inimă Ești sunet bun de fundal pentru Farming Simulator, mă bucur că <laughs> Ar fi drăguțul un live pe săptămână Cu drag, ce cafea bei? Am o Ciboșenie Eu așa zic, Ciboșenie beau uh, Ciboșenie uh, Am un dozator din ăla Cibo Și pun capsule din alea de cafeinate în el Uh, eu am o listă de cărți pe care vreau să le citesc. Momentan trebuie să termin Sherlock Holmes. Cu drag, poți să mai spui o dată cum se numesc cărțile despre comunism? Uh, Theory Walton. Uh, scrie așa. Thierry... Cred că așa. Nu știu scris, dacă am scris corect, dar Walton. O istorie a comunismului. În trei. 3 volume editat de Humanitas, am dat un comentariu aici să, să le țineți să le aveți păstrate da dragilor cam asta a fost vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți lunar prin atât prin comentarii prin faptul că mi-ascultați poveștile și le ascultați, unii spuneți că le ascultați pe repeat, e așa nebunii Sincer, oricât de mult mi-ar plăcea o poveste, dar da, vă mulțumesc foarte mult, înseamnă foarte mult pentru mine, inclusiv ajutorul vostru financiar, membrii, 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 haideți să dau citire nume, la pomelnicul cu membrii, uh, stați un pic, stați un pic să văd, ar fi frumos, stați, așa ar fi frumos în încheiere, așa citim membrii, dar de fapt nu știu dacă ar fi bine, că asta ar însemna să divulg uh, uh, câți, uh, abon... Nu? 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 contravine politic. Nu, nu contravine nimic, că alții pun... da, așa. O să dăm citire membrilor, cărora le mulțumim foarte mult. Și găsim membrii aici. Aici. Și avem așa mulțumiri lui Vlad. Mulțumim, mulțumesc în primul rând pentru că ați donat, o parte din membrii chiar ați donat, lui Vlad, lui Ionut, uh, Anastasiei, uh, cărea, uh, pe, pe, care o rog să scrie în continuare să nu renunțe la asta și să ne mai trimită, da? Rafael, Bloody Life, The TNT, O Vienache și Gașpa Alemanel, cu toții sunteți întunecați. De cel puțin 17 luni Vă mulțumesc tuturor, ajutorul vostru înseamnă foarte, foarte, foarte mult pentru mine, dragilor. Bun, cu acestea eu o să închei, mă duc și eu să dorm. De fapt, nu, cred că mă duc să mă plimb cu soția mea prin zăpadă pe afară, să ne bucurăm de nisoare, că poate până mâine dimineața se topește și ne trezim cu mocirile. Dragilor, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. O seară bună!